Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 întrebări, pentru fiecare întrebare va primi 2 minute să răspunde dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, se află alături de mine în această seară femeia de afaceri, Denisa Tănase. Bună seara, bine ați venit! Bună, bine te-am găsit! Despre dumneavoastră știm așa. Ați cunoscut celebritatea ca Denisa de la Bambi, formație lansată în 2000 cu sora dumneavoastră Raluca. Refrenul piesei Doi Căprui a fost fredonat ani la rând de fanii dumneavoastră. În 2018, spre surprinderea și reticența familiei, ați lansat în online o afacere cu parfumuri. Astăzi aveți peste 60 de magazine în țară și în străinătate și înregistrați cifre de afaceri impresionante. V-ați implicat alături de soțul dumneavoastră în afaceri imobiliare în Dubai, iar în 2022 v-ați mutat în luxosul oraș din Emirate. În plan personal, sunteți căsătorită și nu aveți copii. Ne-am propus ca prin intermediul celor 40 de întrebări să vă cunoaștem cu adevărat și să descoperim care sunt notele de vârf ale carierei dumneavoastră. Sunteți pregătită? Da. Bine, începem. Ați atins succesul cu trupa Bambi pe când aveați doar 12 ani, iar sora dumneavoastră, Raluca, 14 ani. Întrebată dacă vi s-a urcat vreodată celebritatea la cap, ați răspuns cu sinceritate. Da. Ați povestit așa. Erau concerte, fani care alergau după mașina noastră, care ne așteptau cu orele în fața hotelului sau a restaurantului unde mâncam. Probabil era greu pentru un copil să discearnă, însă noi am avut-o pe mama acolo. Îmi amintesc cum ne-a explicat într-o zi, atât mie cât și Ralucăi, și cum ne-a adus cu picioarele pe pământ. Acum, când ați devenit femeie de afaceri și ați realizat în scurt timp o cifră de afaceri de mai multe milioane de euro, vă declarați impresionată de oamenii de succes din acest domeniu nou pentru dumneavoastră. Vă citez. Cu cât călătoresc mai mult și cunosc persoane care mă inspiră, realizez cât de puțin am construit eu și cât de mică sunt într-o lume atât de mare și plină de oameni care au mult mai multe calități și realizări decât am eu. Aș vrea să-mi spuneți cum vi s-a urcat celebritatea la cap și dacă succesul este vremelnic. Urmează întrebarea. Cât de înșelătoare este celebritatea? Celebritatea este înșelătoare și succesul este înșelător. Mi-am considerat toată... Vin oameni și mă felicită în ultimul timp și pe o parte mă bucur și mulțumesc și pe altă parte simt un sentiment de teamă într-un mod foarte ciudat. Tocmai pentru că sunt conștientă că nimic nu este permanent și sunt conștientă că orice realizare vine la pachet cu responsabilitate și că nimic nu este permanent și că viața asta e cu bune și cu rele, astăzi e sus, mâine ai o cădere, pentru că așa e viața, văd în jurul meu oameni care au avut același curs pe care și eu l-am avut și pe care cu toții l-avem și cred că unul din obiectivele mele principale, asta până la limita în care uneori ajung să nu mă bucur suficient de ceea ce am sau de ceea ce am reușit să construiesc, dar sunt conștientă că, da, succesul nu este vremelnic, celebritatea este vremelnică și pentru mine succesul între celebritate și succes astăzi nu mai stă semnul egal, așa cum se întâmpla acum câțiva ani. Mm-hmm. V-am întrebat cum vi s-a urcat celebritatea la cap? Cum mi s-a urcat când eram mică? Asta era fost o perioadă în care a coincis cu perioada adolescenței și știm că fetele, mai ales între 12-14 ani, e acea perioadă dificilă în care încep să simtă fiorii adolescenței, să fie teribile și să pună foarte mare preț pe tot ceea ce înseamnă anturaj. La noi a coincis perioada asta cu o perioadă în care lumea ne adula, în care alți copii de vârsta noastră alergau după noi să le dăm autografe și da, am crezut că suntem invincibile și foarte, foarte șmechere și foarte tari. Noroc cu mama, așa cum am spus și în acel interviu, că ne-a tras de mânecă și ne-a spus, hei, nu uitați că noi muncim cu toții ca să fiți aici, ca să fim aici și trebuie ca ceea ce faceți astăzi să dăinuie în timp. Mulțumesc!
Chiar dacă dumneavoastră și sora v-ați remarcat în 1999 la televiziunea publică în emisiunea Trupa de Șoc prezentată de Dan Negru, conform spuselor dumneavoastră, trupa Bambi a luat naștere în anul 2000, pe 1 iunie de ziua copilului. În același an, în august, la festivalul Carlatis de la Mangalia, ați lansat și videoclipul piesei Doi ochi căprui. Melodia a devenit imediat un hit, fiind difuzată pe toate posturile de radio și televiziune. Ați explicat succesul răsunător al piesei prin faptul că a fost singura baladă lansată în acel an marcat de melodii disco sau rap. După acest debut răsunător, ați spus așa: întotdeauna menținerea este mai grea decât lansarea. Trupa Bambi s-a menținut până în 2019, aproape două decenii, perioada în care ați lansat mai multe albume. Urmează întrebarea: ați mai atins vreodată succesul piesei Doi ochi căprui? Nu. N-am atins niciodată succesul și a fost, pe o parte, e bine să te lansezi cu un succes atât de mare, pentru că ne-a adus rapid în topuri. Pe de altă parte, a fost atât de greu, pentru că orice ce compuneam, orice ce lansam ulterior acestei melodii, tot timpul avea un termen de comparație, care termenul de comparație era undeva foarte sus și era foarte greu de atins. Mai ales că și industria muzicală, când noi am pornit în 2000, erau câteva trupe, nu erau foarte multe, apoi a devenit din ce în ce mai performantă, s-a transformat într-un business. În 2000, când noi ne-am lansat, nu era chiar un business. Ulterior au apărut case de producție, case de management și nu ne-a fost. Și cred că am trăit în umbra acelei piese, deși e minunat pentru un artist să poată avea o carte de vizită și o piesă care, uite, se cântă și astăzi, după 20 de ani, și vedem copii de 5, 6, 7 ani care cântă piesa, deși ei nici nu erau născuți atunci când noi am lansat-o. Și asta e o dovadă a faptului că e o piesă care rezistă în timp, dar nu am reușit să mai atingem performanța și succesul acelei piese ulterior, chiar dacă noi ne-am străduit foarte tare să mai înregistrăm un asemenea succes. Mulțumesc. Despre melodia Doi ochi căprui ați spus că o știați de la mama, care obișnuia să o cânte pe vremuri în tabere. Însă, după ce piesa a devenit hit, ați fost acuzată de plagiat. Ați replicat așa: noi am lansat piesa numind autorul necunoscut. Ulterior am încercat să aflăm cine a compus piesa și de aici au iscat tot felul de peripeții. Însă ele sunt de mult uitate și pălesc în urma succesului melodiei. Tot felul de peripeții ați avut și cu piesa Îmi cânt iubirea. În presă s-a scris că ați fi copiat notă cu notă un hit grecesc, în timp ce dumneavoastră ați susținut că melodia este o prelucrare. Cert este că ați încercat să vă adaptați pieței muzicale și v-ați diversificat repertoriul, cântând inclusiv în greacă, spaniolă sau a română. Urmează întrebarea: de câte ori a cântat trupa Bambi muzica altora? Foarte mult, mai ales în ultimii ani ai carierei noastre, pentru că ne-am dat seama că ne place foarte mult muzica grecească și a fost un moment bun al carierei noastre. Până de la Doi ochi căprui până în momentul în care noi am început să cântăm muzică grecească, pot să spun că a fost o perioadă de căutări. Iată, de asta muzica armânească, muzică de petrecere, muzică etno. Încercam să ne găsim pe noi și căutam și încercam tot felul de stiluri muzicale. Apoi am descoperit muzica grecească și într-un final părea că lucrurile se așează, pentru că ne plăcea foarte mult și avea succes. Aveam evenimente foarte multe, mergeam și cântam la petreceri private. Nu prea avea cine să ne compună muzică grecească în România. Ei au niște moduri specifice, niște acorduri specifice, liniile melodice la fel, așa că noi am mers pe o rețetă cumva confirmată, o rețetă de succes confirmată, și anume luam piese grecești, făceam versuri în limba română și erau cover-uri. Mulțumesc, continuăm. În presă nu au apărut informații despre modul în care ați ales denumirea trupei Bambi. O parte din telespectatori își amintesc cu nostalgie filmul animat Bambi și putem bănui că de acolo v-ați inspirat. Ați rămas pe scenă timp de aproape 20 de ani în această formulă, dar în 2019 ați hotărât cu sora dumneavoastră să renunțați la titulatura care v-a consacrat și să urcați pe scenă pur și simplu Cara Luca și Denisa. Vă citez: vrem să ne arătăm oamenilor așa cum suntem, fără să ne mai ascundem în spatele unui nume care, odată cu trecerea anilor, ne-a reprezentat din ce în ce mai puțin. Vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că a funcționat această rebranduire. Urmează întrebarea: vă deranjează când vă strigă lumea pe stradă Bambi?
Nu mă deranjează când mă strigă lumea Bambi, pentru că ani, din 20 de ani din viața mea acolo, care au însemnat foarte multe lucruri, muncă, speranță, entuziasm, depresii, decepții, formarea noastră a fost acolo. Noi am început Bambi când eu aveam 12 ani și am terminat etapa Bambi când am început proiectul la care lucrez în prezent și când m-am apucat de business. Așa că nu are cum să mă deranjeze, pentru că eu mă identific cu tot ceea ce s-a întâmplat acolo și nu reneg nimic din tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Partea interesantă este că, așa cum am spus, am început asta când aveam 12 ani și toate transformările mele și ale surorii mele, adolescență, spre femeie, absolut toate etapele astea s-au întâmplat sub ochii oamenilor. Au fost decizii bune, decizii mai puțin bune, ca în orice, dar sunt total mulțumită, împăcată și fericită cu ceea ce noi am făcut acolo, așa că nu mă deranjează. Rebranduirea a funcționat? Rebranduirea nu a funcționat, tocmai de asta nici nu a durat foarte mult, pentru că oricât am fi încercat noi să convingem oamenii să ne spună Raluca și Denisa, pe principiul acum suntem femei în toată firea și nu ni se mai potrivește Bambi, că Bambi e un desen animat și n-are cum să ni se mai potrivească, oamenii tot Bambi ne spuneau. Inclusiv în ziua de astăzi ni se mai întâmplă. Așa că ne-am dat seama că nu va funcționa. Bine, mulțumesc, mergem mai departe. La vârsta de 5 ani aveți o fire băiețoasă și erați pasionată de fotbal, în timp ce sora dumneavoastră mai mare cu 2 ani, Raluca, dovedise deja calități artistice. Vă citez. Raluca a fost cea care participa la tot felul de emisiuni pentru copii și spectacole. În prima fază, eu doar o însoțeam pe mama, pentru că nu avea cu cine să mă lase acasă. Tot însoțind-o pe Raluca, am ajuns să fac parte din grupul Abracadabra și acolo mi s-a dat să cânt prima piesă solo. Astfel, ați ajuns să apăreți des în emisiunea Abracadabra, dar și în Vadavanu și Feriți-vă de Măgăruși. Ați lucrat cu magicianul Marian Râlea, Andrei Blair și Eugen Cristea, de la care ați învățat foarte multe și ați devenit colegă de emisiuni cu sora dumneavoastră. Nu puțini sunt frații mai mari care se plâng de faptul că în copilărie frații mai mici se țineau scai de ei și trebuiau să le poarte de grijă. Vreau să știu dacă a fost și cazul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ați încercat să o copiați pe sora dumneavoastră mai mare? Da. Toată copilăria am copiat-o. Între atât de mult încât mi-aduc aminte când eram în școala de muzică, am început eu cu vioară, ea cu violă și apoi ea s-a mutat de la violă la chitară. Mie îmi plăcea vioara, dar numai pentru că sora mi-a făcut schimbarea asta, m-am dus și eu la ei mei și le-am spus vreau și eu la chitară. Și da, categoric, am încercat să copiez și eram acel profil clasic de soră mai mică, ce vrea să facă tot ceea ce face sora mare. Partea frumoasă la noi a fost că Raluca niciodată n-a fost genul de soră mai mare care să fie deranjată sau să spună tu stai acolo că ești mică, lasă-mă pe mine. Din contra, a fost genul de soră mai mare mamă, cumva, pentru că noi mergeam în turnee, filmări cu Abracadabra, plecam pe la munte, pe la mare, fără părinți și atunci ea și-a asumat rolul ăsta de mamă și de soră mai mare, dar soră mai mare care protejează, care are grijă, inclusiv în ziua de astăzi. Oricât de puternică sunt eu sau par în tot felul de contexte, de business, negocieri, momente în care trebuie să fiu o puternică și stăpână pe mine, chiar nașa noastră a observat și mi-a zis, tu când ești lângă sora ta, ești cu totul o altă persoană. Eu când sunt lângă ea, pun capul pe ea, mă cuibăresc, mă comport exact ca un copil mic care vrea să fie alintat și răsfățat de mama lui. Ce admirați cel mai mult la Raluca? Raluca e ca o leoaică atunci când vine vorba de familie. Erați mică și vă uitați la ea. Ce admiram atunci? Ea era zâna bună a familiei și eram drăgușorul, băiețelul drăgușor. Rămânem aici. Rămânem aici, mulțumesc. Relația armonioasă pe care ați spus că ați avut-o din totdeauna cu Raluca este cu atât mai surprinzătoare, cu cât nici că s-ar putea găsi două surori cu temperamente mai diferite, vă citez. Ralu era îngerașul, iar eu, drăcușorul, de fapt, nici nu știu dacă ea a făcut măcar vreo boacănă în copilărie. A fost un copil extrem de cuminte, se îmbrăca mereu frumos, avea grijă să nu se murdărească sau șifoneze. Eu, la polul opus. Năzdrăvănii am făcut multe, dar singură. Domnița de pension nu participa niciodată la ele. Vreau să știu ce vă enerva cel mai tare la sora dumneavoastră în copilărie. Urmează întrebarea. Cât timp ați fost drăcușorul familiei?
Am fost drăgușorul familiei până în adolescență, adică toată perioada de copilărie am fost drăgușorul familiei și mi-au adus acum aminte când ai pus întrebarea. Asta cumva și legat de parfumuri, că ea, de fapt, când am început noi să cântăm, ne strângeam bani și ne cumpăram parfumuri. Și aveam un parfum pe rând, unul bun, la care ea ținea foarte mult și eu voiam tot timpul să o șicanez și mi-aduc aminte că ea dormea, o trezeam din somn și efectiv îmi dădeam cu parfum în buzunare doar ca să o enervez. Am fost extrem de diferite, părinții ne-au și crescut diferit, pentru că pe Raluca au crescut-o foarte mult în spiritul ăsta de a nu-i deranja pe ceilalți, de a fi un copil cu minte, în banca lui educat. Și apoi și-au dat seama ai mei că mergând în tot felul de cercuri, emisiuni, grupuri de copii de muzică și așa mai departe, avea de pierdut, pentru că nu avea personalitate, nu se impunea. Și atunci cumva pe mine m-au crescut diferit și cred că de aici probabil și diferențele dintre noi, cu siguranță vin și din temperament, nu doar din educație și din creștere, dar cred că foarte mult a ajutat la relația asta bună dintre noi și faptul că ne-am completat și că nu am fost într-o competiție, pentru că era știu de la început că una e zâna bună și cealaltă e drăgușorul. Mulțumesc. Continuăm. Ați urmat Liceul de Muzică din Ulipati și Universitatea Națională de Muzică București și mulți se gândesc că viața unor vedete adolescente este ușoară, plină de avantaje și de admirația colegilor. În cazul dumneavoastră și al surorii dumneavoastră, nu s-a întâmplat deloc așa. Dimpotrivă, ați fost victimele bullying-ului în liceu și ați povestit un episod dureros, vă citez. Fetele de la sora mea din clasă erau extrem de răutăcioase. Le-a dus cadou niște CD-uri cu noi, trupa Bambi, nu doar că le-au rupt, dar le-au călcat în picioare. Eu nu eram timidă, eram justițiară, nu mă certam cu nimeni, însă dacă cineva ne ataca într-un fel sau altul, reacționam imediat. Inclusiv Raluca i-am luat apărarea de mai multe ori, deși era mai mare. Au fost situații în care mergeam să rezolv conflicte în numele ei. Vreau să știu până unde mergeau conflictele și dacă ați ajuns să vă bateți pentru sora dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cât de mult v-a afectat bullying-ul din școală? Conștientizăm astăzi că ne-a afectat, pentru că atunci când eram noi în liceu nu era cunoscută noțiunea de bullying și nici măcar nu exista informații în sensul ăsta. Noi nu ne dădeam seama că ceea ce ni se întâmplă poate avea niște urmări, poate lăsa niște urmări în psihicul nostru. E perioada cea mai dificilă, zic eu, perioada adolescenței, perioada în care tu ai nevoie de niște confirmări și în care nu ai nevoie să auzi despre tine lucruri negative. Știi ce a fost cel mai complicat la noi? Faptul că nu doar din școală veneau. Era cumva un cumul. Noi eram persoane publice, eram expuse și de la școală primeai genul ăsta de răutăți, nu din partea profesorilor niciodată. Din contră, noi am studiat într-un liceu de muzică și profesorii înțelegeau foarte bine ceea ce facem noi și chiar ne susțineau. Eu la mine în clasă nu am avut probleme cu colegii mei, doar Raluca a avut problemele astea cu colegele ei. Spun colege pentru că erau doar 3 băieți în clasă, în rest erau doar fete. În paralel cu școala, noi fiind expuse, tot timpul eram comentate de critici, de alte persoane din domeniu, pentru că pe vremea noastră... Da. Și atunci erau mai multe direcții din care venea bullying-ul ăsta și da, ne-a afectat. Mi-am dat seama mai târziu, mai ales pe partea de încredere în sine, pe partea de a-ți exprima ideile, pe partea de a avea suficient curaj ca să te faci auzită. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Cariera dumneavoastră nu a fost scutită de critici. De exemplu, s-a spus despre fetele de la Bambi că nu ar avea voce sau că nu știu să se îmbrace. Citez din presă. Fetele de la Bambi se îmbrăcau ca niște țoape. Ținutele lor ieftine duceau cu gândul mai mult la tinerile de pe centură decât la niște cântărețe. Părul era nearanjat, iar machiajul de-a dreptul penibil. Ați replicat că atunci când ați debutat erați atât de mici încât altcineva decidea pentru dumneavoastră și nu doar pe plan vestimentar. Vă citez. Și pe muzică aș fi luat
poate mai multe alegeri personale și asumate, pentru că noi, pornind de la o vârstă super fragedă, am fost duse cu valul și direcționate de oamenii cu care lucram, neavând convingerea 100% a lucrurilor pe care le făceam. Dar nu aveam puterea, din niciun punct de vedere, de a decide noi și de a ne asuma decizia. În 2010 ați postat pe rețea de socializare un mesaj prin care ați rugat jurnaliștii să nu mai publice fotografii cu dumneavoastră de la începutul carierei, pentru că nu vă avantajează. Dacă ați putea da timpul înapoi? Urmează întrebarea roșie. Ce ați schimbat din trecutul dumneavoastră? Nimic. Și ascultând acum declarația mea de atunci, o privesc cu ochi diferiți. Pentru că îmi sună mai degrabă a scuză. Și mi se pare că în poziția mea de atunci încercam cumva să justific anumite lucruri și să arunc cumva maimuța de la noi în curtea celor care într-adevăr se ocupau de noi, că aveam echipe. Dar lucrurile stau puțin diferit. Nu neg că poate așa era, nu știu. Însă felul în care se comunicau lucrurile astea mi se par că nu sunt potrivite. Astăzi, din fericire, nu se mai întâmplă. Mai sunt în continuare emisiuni în care se comentează ținuta cuiva, dar nu la modul de jigniri și nu la modul de bullying, pentru că ceea ce tu ai citat mai devreme sunt jigniri grave și da, ăla este un bullying pe care tu îl faci în mod public, la televizor, la adresa unor adolescente de 16, 17, 18 ani. Și oricât de mare ar fi dorința de a înregistra cifre de audiență, de a deveni faimos, de a-ți păstra un loc de muncă, pentru că poți să înțeleg și lucrurile astea, nu cred că există justificare pentru care tu să jignești public niște fete care, până la urmă, da, nu, din punct de vedere vocal, cu siguranță nu am fost nici cele mai talentate și cele mai bune voci din România, dar cu siguranță nici cele mai netalentate. Ce știu sigur să-ți spun este că de la 7 ani am învățat teorie muzicală și am făcut muzică fiind printre puținii muzicieni, nu muzicanți, deci printre puținii care știau note muzicale. Noi studiam în licee de muzică, am învățat chitară, pian, știam teorie muzicală. Diploma mea astăzi nu este o diplomă de femeie de afaceri, este o diplomă de profesoară de muzică. Să vă dau timp. Mulțumesc. Deci cu siguranță locul meu era acolo și cred asta în continuare, locul meu era pe scenă și eram într-un domeniu pe care îl cunoșteam și îl studiam în fiecare zi și l-am studiat inclusiv în facultate. Vreau să spuneți simplu, ați ținut vreodată controlul asupra cărei noastră în totalitate? N-am deținut controlul total asupra carierei noastre, dar în ultimii ani, în ultimii ani, da, am deținut controlul total. Mulțumesc. Mergem mai departe. În perioada în care făceați parte din grupul Abracadabra, jucați și în filme, mergeați în turnee cu diverse spectacole și prezentați știrile destinate copiilor la televizor. Astfel ați mărturisit că totul a devenit o joacă serioasă, lucru care v-a disciplinat, iar la vârsta de numai 7 ani ați câștigat și primii bani. În timp, ați ajuns, după cum nota presa, să vă puteți întreține toată familia. Vă citez. Eu și sora mea muncim de mici și știm ce înseamnă să muncești pentru fiecare ban pe care îl câștigi, ba mai mult. Aveam grijă și de bunicii din partea mamei și din partea tatălui și atunci există responsabilitate. Aș vrea să-mi spuneți dacă simțiți că ați fost obligată să vă maturizați prea repede. Urmează întrebarea. De la ce vârstă vă întrețineți familia? Cred că e mult spus că ne întreținem familia, pentru că la noi a fost interesant. Când am plecat de la Abracadabra, unde tata lucra acolo la Abracadabra, ei cumva, părinții noștri, ne-au urmat pe unde am fost noi. Când noi am fost parte din acest grup de copii, tata s-a angajat acolo. Ulterior, noi am început activitatea cu Bambi și aveam o casă de producție care se ocupa de noi. Tata a plecat de la, și-a lăsat postul loc de muncă pentru a se angaja la casa de management unde noi ne începusem activitatea cu Bambi și toate lucrurile astea pentru a fi aproape de noi și pentru a-și avea copiii sub ochi tot timpul, pentru a se asigura că tot ce se întâmplă se întâmplă într-un mediu controlat și ok pentru adolescențele care erau în creștere și în formare. Ulterior, tata a renunțat și la acest job și a devenit managerul nostru. Așa că aș spune mai degrabă că a fost un business de familie. Toți munceam pentru același scop și aveam aceeași direcție și făceam cumva împreună banii. De asta ei
erau la comun, că poate la asta ne-am referit în acel context. Tata ne dădea concertele, noi ne urcam pe scenă și cântam. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Responsabilitatea și cumpătarea v-au caracterizat viața și cariera artistică, conștientă fiindcă, vă citez, artiștii români nu au stabilitatea financiară pe care ar trebui să o aibă. Majoritatea trăiesc de la un concert la altul. Echilibrul a continuat să fie cuvântul cheie pentru dumneavoastră, chiar și după ce ați dat lovitura în afaceri. Vă citez din nou. Nu sunt o împătimită a shoppingului. Nu am pasiuni legate de bijuterii sau mașini. Singurul lucru la care nu mă zgârcesc când vine vorba de cheltuieli sunt hotelurile. Vreau să știu în ce context ați fi în stare să aruncați cu banii pe fereastră. Urmează întrebarea roșie. Cât de zgârcită sunteți? Nu sunt zgârcită, dar în același timp nici nu arunc cu banii, pentru că probabil că încă mi-au rămas așa sechele din copilărie și am teama asta, recunosc, am teama asta de sărăcie și de a nu pierde lucrurile și atunci nu vreau să-mi fac joc de bani, în primul rând că nu-i facem ușor și prefer mai degrabă să investesc decât să-i cheltuiesc. În același timp, am învățat că trebuie să mă premiez din când în când și că sunt momente în care pot să-mi cumpăr lucruri fără să mă simt vinovată, pentru că, spun sincer, și în ziua de astăzi mi se întâmplă să mai cumpăr lucruri și să mă simt vinovată după aia sau mi se pare că am dat prea mult pe lucrul ăla și că nu merita. O am pe soră mea zâna bună lângă mine care vine și spune tu meriți orice, la cât muncești, poți să-ți cumperi orice. Dar, în principiu, sunt o persoană echilibrată, da, sunt balanță. Echilibru e un cuvântul cheie al vieții mele. Care este cel mai scump cadou pe care vi l-ați făcut? Păi tot hotelurile, pentru că mie îmi plac experiențele și îmi plac amintirile. Și cred că da, cei mai mulți bani i-am dat pe hoteluri, probabil, pe experiențe. Mulțumesc! Continuăm. Cântatul la nunți sau la alte evenimente private reprezintă o sursă importantă de venituri pentru artiștii români. Despre dumneavoastră, presa scria în 2007 că încasați în jur de 1500 de euro la o nuntă și chiar ați lansat în 2010 o piesă specială intitulată Cântecul Mirilor. Campaniile electorale sunt de asemenea foarte avantajoase din punct de vedere financiar pentru artiști, iar trupa Bambi nu a stat departe nici de astfel de evenimente. În 2008 ați cântat în campania electorală pentru alegerile parlamentare, însă nu ați primit niciun ban, după cum avea să afle presa după izbucnirea scandalului cu impresarul Florin Petrescu, alias Axinte. Ați susținut atunci că Axinte vă datora aproape 20.000 de euro, iar el a contraatacat, spunând că dumneavoastră nici măcar nu știți să cântați și că singurul motiv pentru care vă lua la concerte erau rugămințile. Îl citez. A venit tatăl lor la mine și mi-a zis să le iau peste tot, fiindcă acceptă să cânte chiar și pentru 300-400 de euro. Într-o duminică m-am trezit cu ele la un botez, deși nu le chemasem. Urmează întrebarea. Câte țepe v-ați luat ca artist? Nu multe. Nu ne-am luat multe țepe. Ca artiști, cred că a ajutat foarte mult faptul că l-am avut pe tata alături de noi. Cred că au fost două. Cel puțin acum am în minte două. Aceasta fiind una dintre ele, dar acum, dacă dau timpul înapoi, nu mai cântăresc atât de mult, pentru că ne-a ajutat Dumnezeu, după aia și am făcut noi mult mai mult decât am pierdut la vremea respectivă. Bine, mulțumesc, continuăm. În 2011, în timpul unui turneu efectuat în America alături de alți artiști, v-ați căsătorit în Las Vegas cu medicul Cornel Brotac, care era divorțat și avea un copil de 2 ani. Pentru familia dumneavoastră, decizia a fost surprinzătoare. Chiar și pe sora dumneavoastră care vă însoțea în turneu, ați anunțat-o pe ultima 100 de metri că veți face acest pas. De altfel, din această cauză v-ați și certat serios pentru prima dată în viață cu Raluca. În ceea ce privește pe părinții dumneavoastră, ei nu au știut absolut nimic. O citesc pe mama dumneavoastră. Recunosc că m-a luat prin surprindere căsătoria ei. O pun pe seama vârstei. Ei erau prieteni de un an, însă nu mă așteptam să se căsătorească fără să fiu anunțată. Aveați 23 de ani când v-ați căsătorit prima dată. Urmează întrebarea. De ce ați ascuns familiei că vă măritați în Las Vegas? Nu le-am ascuns. Ei erau cu noi în Las Vegas. Noi eram acolo în turneu, părinții erau și ei cu noi. Și surpriza a venit din faptul că a fost o decizie de azi pe mâine. Când ne-am hotărât noi, le-am spus și lor, doar că noi ne-am hotărât așa, într-o secundă.
fostul meu soț a venit acolo, pentru că noi am fost 2 sau 3 luni în turneu, așa că el a venit să mă vadă, să mă viziteze și așa ne-am hotărât noi pe loc. Ne-a inspirat Vegasul. Și le-am spus alor mei, uite, noi vrem să ne căsătorim. Și se întâmpla în foarte puțin timp. Mama își dorea o nuntă tradițională, să ne invităm rudele, să fie așa ca la carte, cum probabil își imaginează majoritatea mamelor, mai ales cele din generația ei. Pentru noi nu conta atât de mult. Dar a fost un eveniment mic, intens și drăguț. Și într-adevăr a fost cu ceva dramă înainte, pentru că a fost și momentul în care am avut, cred că așa cum ai spus și tu, pentru prima oară în viața noastră o divergență cu sora mea pe acest subiect. Dar cred că toată încărcătura aia de dinainte s-a dezamorsat cumva în timpul ceremoniei. Ce vă spunea? Ce v-a spus sora noastră? I s-a părut și ei că a fost o decizie luată prea repede. Ea cumva era mai mult vocea părinților mei, pentru că ăsta a fost un rol pe care ea și l-a asumat cumva în familia noastră întotdeauna, acela de persoană care echilibrează lucrurile și încearcă să îi împace pe toți și să asigure că toată lumea e bine. Eu, rebelă din fire, nu mi s-a părut nimic ciudat să facem chestia asta de pe astăzi pe mâine. În continuare nu mi se pare ciudat și nu-mi pare rău că am luat decizia ad hoc, pentru că erau niște emoții autentice și îmi pare bine că le-am trăit așa cum am simțit. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare roșie. Căsătoria cu medicul Cornel Brotac a adus o schimbare majoră în viața dumneavoastră. V-ați retras din lumina reflectoarelor și ați refuzat multe proiecte artistice ca să vă puteți ocupa de noua familie. Găteați aproape zilnic. Vă așteptați soțul cu tot felul de surprize culinare, iar uneori vă prindea chiar și unul noaptea cu aspiratorul sau fierul de călcat în mână. Ați reușit să construiți și o relație foarte bună cu fiul lui din prima căsătorie. În tot acest timp, soțul dumneavoastră era mai mult plecat pentru că avea o clinică medicală în Statele Unite. Ați devenit nefericită în acel mariaj și ați hotărât să divorțați. Vă citez. După 5 ani de relație și 4 ani de căsnicie, eu și soțul meu am hotărât să divorțăm, să punem punct acestui capitol din viața noastră, fără scandal. Eu am tot tras de căsnicia asta un an de zile, deci ruptura nu a fost bruscă. Presa a susținut că infidelitatea soțului ar fi fost motivul principal al divorțului, care s-a pronunțat în 2015. Un an mai târziu, ați lansat o piesă inspirată din viața dumneavoastră. Măști cu zâmbet, iar refrenul sună așa. Și zbor, arunc toate măștile și zbor, nu știu ce ai face tu în locul meu, dar eu nu răspund cu rău la rău. Urmează întrebarea roșie. Câte măști ați purtat în prima dumneavoastră căsnicie? Nu doar în prima căsnicie. Uite, de puțin timp am început să fac terapie. Și este lucrul la care lucrăm cel mai mult, eu și terapeuta mea. Pentru că noi credem că se datorează mai mult carierei noastre publice și sub lumina reflectoarelor, devenise pentru noi o normalitate ca tu atunci când suferi să zâmbești. Pentru că aveai o emisiune, pentru că aveai un concert și pentru că niciodată tu nu aveai voie să-ți arăți emoțiile. Lucrul ăsta se amplifică pe măsură ce înaintezi, pentru că ajungi, iată chiar și astăzi, deși noi nu mai suntem în lumina reflectoarelor, să ne reprimăm anumite emoții sau să le negăm. Dintr-o obișnuință pe care am dobândit-o, iată, din copilărie. Așadar, da, au fost multe măști și în căsnicie și în copilărie și este un lucru la care eu lucrez în prezent și încerc inclusiv prin terapie și prin ceea ce fac să mă accept pe mine așa, să-mi accept suferințele, să-mi accept momentele în care mi-e greu, să-mi accept lacrimile atunci când ele simt nevoia să apară, pentru că nici măcar pe ele nu le acceptam. Și e foarte interesantă călătoria asta. S-ar putea spune că, uite, astăzi încerc să dau jos cojocul ăsta sau să-și dau jos toate măștile pe care o să vreau niște exemple. Exemple. Mergem în prima noastră căsnicie. Ok. Măști.
Asta, masca zâmbetului, pentru că de foarte o căsnicie nu se termină că ești foarte fericit sau că e foarte bine acolo. Și automat că noi am trecut amândoi prin momente mai puțin plăcute. Și evident au fost momente în care plângeam în casă, îmi ștergeam lacrimile, ieșeam din casă și aveam o emisiune TV sau aveam un concert. Puteți vrut să spuneți ce vă doare și nu puteți. Vă dau timp. Nu aș fi vrut să spun public. Pentru că nu sunt neapărat nici de partea asta. Întotdeauna am considerat că discreția și eleganța sunt esențiale, inclusiv pentru o persoană publică. Nu mi-a plăcut să joc rolul victimei, deși mi-ar fi fost foarte ușor. Și am destule povești din viața mea pe care, dacă le-aș fi spus, probabil că aș fi fost simpatizată, adulată, iubită din postura asta de victimă. Nu cred că m-ar fi ajutat pe termen lung. Partea interesantă e că nici măcar familiei nu am spus la vremea aia. Raluca este singura persoană din viața mea care știe absolut tot de la început până la sfârșit. Este singura persoană care mă știe cu adevărat. Nu i-ați ascuns nimic? Fără. Raluca-i nu. Raluca-i nu. Ea mă știe fără măștile cu zâmbet. Părinții nu, pentru că de multe ori încercam să-i protejez, să-i apăr, să nu se consume și ei odată cu noi. Așa că da, noi doi am fost complice pe partea asta de nepurtat măști. Mulțumesc. Continuăm. A studiat la conservator secția pedagogie, ați absolvit cu notă maximă. Nu este de mirare că primul nostru business a fost Bambi Dart School, o școală de artă inaugurată în 2013, la care copiii intrau prin examen și unde învățau artă florală, balet, bune maniere, dansuri, muzică, pictură, teatru, televiziune. Prețurile cursurilor erau cuprinse între 300 și 600 de lei pe lună, iar dumneavoastră și Raluca erați profesoare cu acte în regulă. Predați teorie muzicală, muzică ușoară, pian și canto, în timp ce sora dumneavoastră ținea orele de actorie. Spuneți așa, la muzică le testez ritmul și auzul. În cazul în care un copil nu corespunde pentru că nu are talent, le spun părinților că nu are rost să investească timp și bani în asta. Era prima dumneavoastră afacere. Domeniul îl stăpâneați foarte bine, dar nu și business-ul. După 3 ani, în 2016, ați renunțat. Vă citesc din nou. Timp de 3 ani a fost o activitate care mă împlinea doar emoțional, nu și financiar. Nu știam să fac bani. Treceam totul prin filtrul emoțional. Urmează întrebarea. Ce ați învățat din primul eșec în afaceri? În primul rând, mă bucur foarte mult că a existat. Pentru că se spune că nu există antreprenori de succes care să nu aibă la activ măcar un faliment. Și mă bucur că l-am bifat și că e acela, că nu îl risc pe acesta de acum. Ajută-mă cu întrebarea, te rog. Ce ați învățat din primul eșec în afaceri? Am învățat că trebuie să fiu mult mai atentă la cifre. Am învățat că pasiunea nu e tot una cu business-ul. Ele se pot împlini perfect, dar nu se pot înlocui una pe cealaltă. Eu în primul business, în primul rând când am închiriat spațiul, m-am apucat, l-am decorat, am pus tapet eu, am schimbat până și prizele, am investit foarte mult în el, în lucruri total irelevante pentru cursul business-ului. Apoi au început să vină copii, de fiecare dată când intra un părinte cu un copil de mână, parcă ne vedeam pe noi cu ai noștri de mână când mergeam pe la compozitori, cursuri, meditații și mi-aduceam aminte de ce eforturi făceau ai mei să ne plătească meditațiile și mă gândeam dacă nu cumva părintele pe care eu l-am în față face aceleași eforturi și mai dădeam ore cadou. Făceam tot felul de lucruri, dar nu gândeam business deloc. Nu l-am promovat așa cum trebuie, deși mi-ar fi fost la îndemână. Am făcut foarte multe greșeli. Nu am făcut un site, nu am avut o strategie, nu am fost atentă la cifre. Am fost amator în business, în primul business. Bine, mulțumesc, continuăm. Vă citesc. Proiectul cu produse cosmetice și parfumuri este copilul meu și cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat pe plan profesional de când exist. Ați reușit să construiți această afacere de succes, deși toți cei care v-au susținut în muzică, mama, tata și sora dumneavoastră, nu au avut încredere în planul dumneavoastră. Ați spus așa, tata nu se exteriorizează, nu spune întotdeauna tot ce gândește, dar mama s-a speriat și a încercat să mă influențeze. Mamei îi se părea că e un regres pentru mine, îmi spunea, tu ești artist, ai cântat, ești persoană publică. Ce faci acum? Colete toată ziua? Ești vânzătoare? Nici sora mea nu a fost de acord la început. Nu înțelegea nici ea.
Dar iubitul dumneavoastră, Mircea Vrânzei, v-a fost alături tot timpul, mai mult. El a fost cel care v-a schițat planul de afaceri pe un șervețel în timp ce vă aflați la restaurant. Vreau să știu dacă v-au lăudat părinții că nu ați renunțat. Urmează întrebarea. Când a recunoscut familia dumneavoastră că s-a înșelat? Cam după 2 ani. La 2 ani după ce am pornit afacerea. Și în ziua de astăzi recunosc. Ei au fost foarte atașați emoțional de toată partea aia muzicală. Pentru că, așa cum ți-am spus mai devreme, era o afacere de familie, ei erau implicați și era cumva obiectivul lor, poate mai mult decât al nostru, și suna pentru ei puțin ca o renunțare. N-au avut încredere pentru că nu concepeau, noi de la 7 ani am studiat în licee de muzică, nu știam să facem altceva, nu învățasem să facem altceva. Și atunci mie mi-a fost greu să transpun sau să le povestesc părinților mei că eu nu mă puteam baza pe nimic concret decât pe niște emoții, pe un feeling pe care eu îl aveam și eu simțeam cu tot sufletul meu și cu tot, prin toți porii că eu lucrez la ceva ce o să fie, o să aibă succes și la ceva ce o să facă diferența. Și astăzi mă felicită, da? Dar atunci le-a fost teamă mai degrabă și au fost vocali în sensul ăsta. Mama a fost foarte speriată pentru că în perioada aceea noi aveam o insulă într-un mall din București. Lucram acolo în insulă pentru că nu aveam vânzătoare. Chiar dacă eram persoană publică, eram de dimineață de la 10 până la 10 seara. Vindeam, dar în același timp mă ocupam de tot ceea ce înseamnă backstage-ul afacerii mele, comandam marfă, făceam importuri, trebuia din când în când să merg și la Otopeni să iau marfa, să fac colete. Seara când se închidea, rămâneam pentru că eram obsedată să nu fie nicio scamă, nicio amprentă, nicio pată, rămâneam să curăț insula, să fie impecabilă. S-o acopăr, țin minte că aveam o husă de insulă din saten care aluneca și o puneam pe o parte, cădea pe cealaltă și de multe ori, de multe ori am plecat de acolo plângând și de acolo plecam în mansarda de unde făceam colete pentru că trebuia să trimit și coletele din online. Și era și foarte îngrijorată, țin minte că mă suna și îmi spunea: măi, mamă, tu o să te îmbolnăvești, muncești prea mult, vino acasă, dormi, odihnește-te. Și se părea că am luat-o pe drum greșit, pe scurt. Dar da, cam după 2 ani și-a dat seama că a fost o decizie bună. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Afacerea cu parfumuri ați început-o în 2018 cu o investiție de 500 de euro. Succesul a venit destul de rapid, dar ca să-l mențineți și să vă dezvoltați, ați urmat în 2020 cursul Institutului de Științe în Parfumerie, Cosmetice și Arome de la Versailles. Ați deschis apoi tot mai multe magazine fizice și ați început francizarea. Vă citez: norocul și destinul sunt de fapt scuzele oamenilor slabi. Nimic nu este imposibil pentru fiecare dintre noi și dacă vrem să obținem lucruri frumoase în viață, trebuie să depunem eforturi în direcția respectivă. Spuneți că sloganul afacerii dumneavoastră este Essence of Confidence, esența încrederii în sine, iar unul dintre principiile după care vă ghidați este următorul: cer sfaturi de multe ori doar pentru a-mi întări convingerile, pentru că dacă sunt diferite de ceea ce simt eu să fac, de cele mai multe ori nu le urmez. Urmează întrebarea roșie. Când ați început să credeți în dumneavoastră? Am început să cred în mine pe măsură ce mi se confirmau lucrurile pentru care lucram. În prima fază, când am început business-ul, de undeva exista o convingere în mine că va avea succes. Nu știu să-ți explic de unde, dar cred că este esențială și mă întreabă foarte multe persoane la început de drum ce am nevoie să deschid un business, am nevoie de bani, am nevoie de relații, am nevoie de idei geniale pe care nu le-a mai avut nimeni. Cred că nimic din toate astea, dar fără un mindset potrivit, nu ai foarte multe șanse. Cred că este esențial. Și am avut în mine convingerea asta că va avea succes. Repet, nu știu de unde, dar important e că am avut-o. Apoi, pe măsură ce înregistram câte un succes, după succes, adică obiectiv împlinit, după obiectiv împlinit,
Așa am început să-mi recapăt în mine încrederea pe care mi-am pierdut-o exact în momentele despre care povesteam mai devreme, când în școală, când aveam parte de bullying sau la TV când apărea cineva și ne critica. Așa că m-au ajutat mult anii ăștia să vindec niște lucruri sau să-mi recapăt încrederea pe care o pierdusem atunci, din toate punctele de vedere. Mulțumesc! Continuăm. Despre numele brandului dumneavoastră de parfumuri ați spus așa: am construit totul în jurul unei singure arome. Voiam să aibă puteri miraculoase, feromoni și efect afrodisiac. Și cine reprezintă mai bine cultul senzualității, ducând seducția la nivel de artă, dacă nu gheișele? Sunteți de părere că parfumul este acel accesoriu pe care îl purtăm chiar și atunci când nu mai purtăm nimic și, prin urmare, trebuie să fie o continuare firească a personalității noastre? Dumneavoastră preferați aromele puternice și persistente. Vă citez: m-am oprit din a crește concentrația apelor de parfum doar atunci când, după ce le testam în lift, aroma rămânea acolo 4 ore de la pulverizare. Ați afirmat că marketingul olfactiv este important pentru atragerea clienților și, din acest motiv, consilierii de frumusețe fac deseori spraying în fața magazinelor dumneavoastră. În ciuda tuturor strategiilor, considerați că totuși cei mai buni promotori rămân clienții dumneavoastră mulțumiți de cele peste 22 de arome. Urmează întrebarea: care este esența succesului? În primul rând, sunt șocată de câte informații și câte detalii cunoașteți. Mi-am adus aminte și de momentul ăsta în care, momentul acela în care testam parfumurile în lift. Care este rețeta succesului? Care este esența succesului? Consistența. Viziune. Hai să încerc să ți le pun un pic în ordine. Viziune. Mindset. Adică prima oară trebuie să-ți imaginezi un lucru. Trebuie să știi către ce te îndrepți. Apoi mindset-ul, pentru că trebuie să ai mentalitatea potrivită ca să te ajute să atragi energia bună, să atragi poveștile frumoase, să atragi oamenii potriviți. Apoi munca, acțiunea, pentru că nu există să ne pice lucruri din cer. Nimic nu este imposibil, cum am spus întotdeauna, dar nimic nu este posibil dacă nu ne ducem noi în căutarea acelui lucru. Nimic nu vine să ne bată la ușă. Este extrem de important să muncim constant, neobosit, fără pauze de multe ori, și să fim extrem de focusați și determinați, și ajung la consistență, pentru că nu e suficient să muncim o săptămână sau o lună și apoi să obosim. Adică trebuie să avem un maraton, nu un sprint sau sprint, cum se spune. Așa că ăștia ar fi pașii din punctul meu de vedere. Bine, și dacă v-aș cere să faceți o asociere apropo de parfum și o aromă a succesului, care ar fi aceea? Ce aromă are succesul? Succesul are o aromă puternică. Succesul meu are și o aromă pudrată, pentru că brandul meu are un mesaj foarte puternic prin care vrea să încurajeze femeile, și mi se pare că pudra se asociază aromei unei femei. Succesul are și arome puțin înțepătoare sau condimentate, dar și arome florale în momentele de relaxare. Mulțumesc! Ați început afacerea mai întâi în online și în primele 8 luni ați fost singurul angajat, așa că vă ocupați de absolut tot. Mi-ați spus, țineați legătura cu furnizorii, comandați produsele și pregăteați singură toate coletele. Primele vânzări fizice le-ați făcut iar dumneavoastră pe acea insulă din mall. La toate acestea se adăugau drumurile în Dubai pentru aprovizionare, dar și acțiunile de promovare de care v-ați ocupat tot dumneavoastră, pentru că erați vedetă. În urma eforturilor uriașe, business-ul a crescut în 2020 la o cifră de afaceri de 2,3 milioane de euro, de 3 ori mai mare decât în anul anterior.
Totul a venit însă cu un preț. După 2 ani de la deschiderea afacerii, ați intrat în burnout. Vă amorțeau mâinile, aveați insomnii, ați dezvoltat și probleme la glanda tiroidă, iar un test de stres oxidativ avea să confirme starea noastră de oboseală cronică. Vă citez. Maximul este 300 și eu aveam 1100. A venit doctorul, care era foarte glumeț, a pus rezultatele pe masă și mi-a spus foarte serios. Nu știu ce faci, ce stil de viață ai, dar trebuie să se schimbe. Vreau să știu dacă am meritat să vă periclitați sănătatea pentru business. Urmează întrebarea. Ce pune Denisa Tănase pe primul loc? Dacă mă întrebi într-un mod rațional, o să spun că pun sănătatea și categoric nu există nimic în lumea asta care să fie mai presus decât sănătatea. Problema este că intri într-o horă, intri într-un cer vicios din care îți pierzi un pic contactul cu realitatea. Nu-ți mai dai seama, efectiv. Tu știi că ai anumite lucruri de făcut. Știu că ajung acasă și că nu am apucat astăzi să deschid mail-urile pentru că nu știu. Am fost numai în întâlniri sau în ședințe cu colegii. Și știu că mail-urile alea trebuie deschise și atunci ajung acasă și în loc să mă deconectez sau să fac altceva, intru și stau probabil și lucrez pe calculator până îmi ard ochii și până mi se face somn. Au fost niște semnale, cred că tot de la Dumnezeu, și cred că a vrut să mă tragă un pic de mânecă și să mă facă să conștientizez că lucrurile pot funcționa și dacă nu merg într-o zonă extremă și nu este ceva ce aș putea să recomand sau să sfătuiesc. Eu, într-adevăr, militez pentru a munci, pentru a ne atinge obiectivele, pentru a fi consistenți, dar niciodată asta cu prețul sănătății noastre. Așa că revenim la acel echilibru pe care eu îl caut în viață și pe care sper să-l obțin. Și partea asta cu stresul oxidativ și problemele cu glanda tiroidă au fost pentru mine semnale de alarmă. Pentru că a fost un moment în care am călcat frâna și în care am început să mă mai uit puțin în jurul meu și să redescopăr că cerul e albastru, că aerul proaspăt e atât de minunat în momentul în care îl respir și, nu știu, mergi la o plimbare undeva într-un parc. Și am început să-mi acord astfel de momente. Am început să am hobby-uri, să am timp pentru mine, nu într-un mod extrem, nu sunt încă într-o fază de echilibru. În egală măsură este foarte greu să construiești ceva dacă nu ești all-in. Adică e... Probabil că în primii ani de business nici nu ai cum altfel. Mulțumesc! Pandemia a venit chiar în momentul în care afacerea dumneavoastră era pe un trend ascendent. Ați fost în depresie 2 săptămâni, dar v-ați dat repede seama că aveați de ales între a vă plânge de milă sau a risca. Și ați ales cea de-a doua variantă, în perioada în care majoritatea antreprenorilor își vedeau încasările prăbușindu-se, își restrângeau activitatea, iar mulți chiar dădeau faliment. Vă citez. Am reușit în primul rând speculând colapsul altor afaceri. Când alte branduri închideau spații, noi am decis să investim în deschiderea de magazine, preluând locații pe care altădată nu le puteam accesa. În plus, ați plasat produsele în farmacii și drogherii, unde toată lumea mergea în pandemie și v-ați concentrat și pe dezvoltarea diviziei online. Astfel, nu numai că ați supraviețuit în pandemie, dar ați înregistrat creșteri spectaculoase. Vreau să știu cine v-a sfătuit în acea perioadă și, chiar dacă am văzut, nu credeți în noroc. Urmează întrebarea. Ține norocul cu cei curajoși? Da, dar și aș înlocui cuvântul noroc cu Dumnezeu, pentru că nu cred în noroc, dar cred foarte mult în Dumnezeu și cred că lucrurile pot veni în ajutorul tău atunci când și misiunea ta în viața asta nu e poate neapărat doar despre tine și este și despre ceilalți. Sau este despre tine, dar într-un mod în care ai ajuta sau ai inspira și pe ceilalți. Nu există noroc, există inspirație și există momente în care tu, dacă te concentrezi foarte mult pe un lucru și încerci în permanență, ești acolo focusat, apar foarte multe oportunități pe care probabil nu le-ai observat dacă nu ai fi la fel de focusat. Și cred că asta s-a întâmplat în cazul nostru și mi-aduc aminte când a venit pandemia că mi se părea atât de nedrept. Eram după toți anii de muzică, începusem business-ul, creștea fulminant și apoi a venit pandemia. Și am zis, cum? Tocmai acum când eu mă dezvolt și reușesc după foarte mulți ani de eforturi și de
de străduință reușesc să construiesc ceva, acum vine pandemia și gata, se termină totul, a fost foarte interesant, pentru că noi încă de când am început am funcționat doar un an normal, apoi a venit pandemia, apoi au venit problemele cu războiul din Rusia și Ucraina, toate aceste situații economice ne afectează atât economic, dar și logistic, operațional, pentru că sunt probleme cu transporturile, sunt prețurile cresc fulminant, sunt perioade atipice. Apoi a venit partea cu inflația și din nou este o perioadă atipică. Cred că dacă reușim să depășim toate aceste provocări, am început cu greul ca să ne fie mult mai ușor apoi. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Când ne-am cunoscut, nici eu și nici Mircea, nu eram într-un moment bun profesional și financiar. Eu eram cunoscută în toată țara, însă asta nu îmi garanta o stabilitate financiară. E foarte important ca o femeie să fie independentă atât din punct de vedere emoțional, cât și profesional. Pentru o femeie, ăsta cred că este succesul. Am vorbit despre succesul afacerii dumneavoastră cu parfumuri. În ciuda faptului că susțineți că ați reușit prin forțe proprii, muncind foarte mult, unii dintre urmăritorii dumneavoastră pe rețele de socializare încă mai contestă acest aspect și spun așa: ne-ați omorât cu feminismul, toate sunteți independente după ce începeți afaceri pe banii bărbaților. Sau, ești căsătorită cu un milionar și ăsta e secretul. Urmează întrebarea roșie. Ați mai fi reușit fără ajutorul soțului? N-aș fi pornit fără ajutorul lui, pentru că eu... Uite, am vorbit mai devreme despre școala de muzică. Eu eram artist. Încă nu descoperisem în mine calitățile astea de antreprenor, dar eu cred că te naști cu ele. Eu cred că erau acolo într-o fază latentă și Mircea a fost persoana care m-a ajutat să le descoper. Deci dacă nu era el, cu siguranță nu începeam. Faptul că am reușit s-a datorat apoi și muncii, persistenței, consistenței, tot ceea ce vorbeam, ideile, proiectele, pentru că el într-adevăr m-a ajutat să am startul, dar ulterior eu am fost total in charge de tot ceea ce s-a întâmplat ulterior și uite că în cazul meu n-am început afacerea pe banii soțului, ci am început afacerea pe banii cumnatului, pentru că cei 500 de euro au fost împrumutați de la fratele lui Mircea, pentru că așa cum ai spus și tu mai devreme, când am început business-ul, nici eu și nici Mircea nu treceam printr-o perioadă bună din punct de vedere financiar, așa că ne-am împrumutat la fratele lui Mircea de acești 500 de euro. Am plecat atunci prima oară în Dubai și am pus bazele afacerii. Ulterior a contat foarte mult faptul că el deja avea o afacere care rula și ne-am folosit de personalul lui IT, am făcut site-ul, apoi eu m-am folosit de statutul pe care îl aveam, de faptul că eram persoană publică și am mers la emisiuni și am promovat. De multe ori am spus că am plătit cumva în avans, prin anii de muzică și de viață publică, faptul că atunci când mi-am lansat afacerea am putut să promovez fără ca asta să mă coste în plus, pentru că nu aș fi avut acele bugete de marketing. Iar feministă, recunosc, este posibil să fiu. Însă știi de ce cred că sunt? Pentru că mi se pare că de foarte multe ori, în multe contexte, femeile sunt tratate superficial și poate una din puținele frustrări pe care eu le mai am în ziua de astăzi este chiar asta. Faptul că de foarte multe ori se spune că vă dau timp, că o femeie nu reușește dacă n-ar fi existat bărbatul de lângă ea. Dar în egală măsură n-am auzit pe nimeni să spună că soțul meu n-ar fi reușit dacă eu n-aș fi fost lângă el. Și uite, asta mie mi se pare nedrept, pentru că noi când am pornit amândoi de pe același nivel. Amândoi eram într-o perioadă, într-o etapă grea. El nu era milionar, eu nu eram milionară. Și mi-ar plăcea să fie recunoscută puterea și valoarea femeii și să nu mai fie mereu pus așa în umbra bărbatului de lângă ea. Mulțumesc. Continuăm. În ciuda vocilor care susțin că dumneavoastră ați fi mai mult imaginea afacerii cu parfumuri și că în realitate în spatele succesului acestui business se află banii și experiența în afaceri a soțului dumneavoastră, presa a notat că în 2021 Mircea Brânzei a avut peste 500.000 de lei datorie către mai multe firme, sumă pentru care de altfel ar fi fost și executat silit. Conform jurnaliștilor, și anul trecut soțul dumneavoastră se confrunta cu datorii, una dintre ele fiind în valoare de 33.000 de lei către biroul asiguratorilor de automobile din România. În același timp, era evident că dumneavoastră vă mergea foarte bine. Urmează întrebarea.
V-ați ajutat soțul să își plătească datoriile? Nu. Nu știu să-ți spun foarte multe detalii, pentru că am învățat în ultimul timp, când sunt lucruri care nu mă privesc pe mine, să nu caut să mă implic în ele mai mult decât este cazul. Din ce știu, este vorba de spețe mult mai vechi, de dinainte de a mă cunoaște pe mine, așa că nu au fost niciodată un subiect pe masa noastră de discuții din momentul în care ne-am cunoscut până în prezent. Mm-hmm. Dar nu v-a cerut ajutorul? Nu, dar nu cred că era cazul. Bine. Mulțumesc. Continuăm. În anul 2023, Procurorii Anticorupție au deschis aproape 100 de dosare penale pentru achizițiile făcute în pandemie. Multe dintre acestea vizează afaceri cu măști medicale, adesea neconforme, care au ajuns pe piață la prețuri exagerate. Dacă unii au reușit să dea tunuri de milioane, pentru dumneavoastră, deschiderea în 2020 a unei linii de producție de măști cu o capacitate de 10.000 de unități pe zi s-a dovedit a fi o pierdere considerabilă, dar și o lecție importantă. Vă citez. Am învățat atunci că nu trebuie să cauți întotdeauna trendurile. Ce funcționează pentru alții, este foarte posibil să nu funcționeze și pentru tine. Eu nu știu să speculez, nu știu să fac bani ușor, pentru asta îți trebuie un grad de inteligență pe care eu nu îl am. Urmează întrebarea. Câți bani ați pierdut în pandemie din cauza afacerii cu măști? Undeva la 250.000 de euro. Pentru că a fost momentul ăla de care am vorbit mai devreme, în care ne-am panicat. Eu sunt genul de antreprenor. Nu-mi plac neapărat startup-urile. Eu am început un business și sunt all-in în business-ul ăsta. Nu sunt genul de antreprenor speculant și nu aș putea să lucrez la 10 business-uri în același timp, pentru că eu aici unde sunt mă dau cu totul și nu aș avea de unde să dau mai mult. Mircea este genul de antreprenor care iubește startup-urile și are acea minte sclipitoare, are idei și îi place să înceapă proiecte noi. Și atunci el, când a văzut toată povestea asta cu pandemie, într-adevăr pe piață, la momentul respectiv era criză de măști, nu se mai găseau pe nicăieri, și-a dorit să producem măști. Adică el nu s-a gândit să aducem măști și să le vindem, s-a gândit mai departe de atât și a zis, hai să producem măști. Mi-aduc aminte că eram în pandemie și seara stătea, pentru că era fus orar diferit, și stătea de vorbă cu producătorii mașinii de măști și era perfect convins că este o idee genială. Lucru pentru care nu-l condamn, pentru că în business niciodată nu ai cum să știi dinainte ce va funcționa și ce nu. Și chiar putea fi o idee genială. Doar că până noi am comandat mașina, până ea a fost produsă, până noi am comandat-o și chiar dacă am adus-o pe avion și a ajuns destul de repede, și fac aici o paranteză și spun că a fost singura dată în viața mea când eu am făcut o plată plângând la propriu. Eu când am plătit acea mașină de măști, și când am plătit transportul, care transportul a costat exact cât mașina, pentru că trebuia să ajungă repede pe avion și prețurile erau total în aer pentru că era pandemie, am făcut plata plângând. După aia am avut mustere de conștiință și m-am gândit, vai Doamne, cum ajung eu să plâng pentru bani? E păcat, nu e bine, nu trebuie să plâng pentru bani. Vă dau timp. După aia m-am gândit, stai puțin, că nu plâng pentru bani, plâng pentru cât am muncit ca să ajung să pot să fac plata asta. Și nu ne-am oprit aici, pentru că Mircea s-a gândit că am putea să nu cumpărăm materia primă, ci să o producem, și am mai luat încă o mașină care produce materia primă, și anume acel filtru de măști. Și au ajuns toate, le-am pus în funcțiune. Între timp, costul nostru de producție era mai mare decât prețurile existente pe piață, pentru că noi avusesem toate acele costuri logistice enorme. Mașina funcționa și nu prea. Aveam oameni pe care îi plăteam continuu să învârtă de cheie, să o facă să meargă, să am cumpărat și niște lampe, să gravăm nume. A fost un consum de bani și de energie fantastic și s-a concluzionat printr-o foarte importantă lecție de business pe care o împărtășesc ca să nu mai pățească cineva la fel, și anume, rămâi în zona ta de expertiză, rămâi acolo unde tu cunoști și te pricepi și nu încerca să speculezi, pentru că nu poate să iasă. Am învățat și soțul nostru această lecție? Da, i-a fost greu să recunoască o perioadă pentru că evident că erau momente în care simțeam nevoia să-i reproșez, până m-am obișnuit cu ideea și mi-am dat seama că până la urmă nu pierd. Suntem dacă în afara timpului. Dacă nu încerci, da. Mulțumesc. Întrebată în anul 2016 ce ar trebui să facă un bărbat pentru a vă cuceri, ați spus așa:
să mă facă fericită, să mă susțină în ceea ce fac și să-mi acorde toată atenția lui. Mie îmi place să ofer și să primesc iubire, iar gesturile romantice apropie mult partenerii. Un an mai târziu, în 2017, l-ați întâlnit pe omul de afaceri Mircea Vrânzei. Ați simțit încă de la început că vă completați perfect și ați spus că partenerul dumneavoastră v-a ajutat să vă găsiți echilibrul și să vă descoperiți o versiune mai bună a dumneavoastră. În același timp, presa remarca o asemănare izbitoare între noul partener și fostul dumneavoastră soț, medicul Cornel Brotac. Nu ați negat nici dumneavoastră asemănarea fizică, dar ați subliniat că, vă citez, Mircea are un temperament diferit. Noi ne contrabalansăm foarte bine. Eu sunt ponderată, calculată și el este inconștient. Vreau să știu care este cea mai mare calitate a partenerului noastră de viață. Urmează întrebarea. Cât de mult iubiți inconștiența soțului dumneavoastră? M-a ajutat să descoper puțină inconștiență. Nu-l ating pe el, nu-l ajung pe el și nici nu mi-aș dori, sincer, pentru că vreau să păstrez contactul cu realitatea mai mult. M-a ajutat și pe mine să îndrăznesc. Și e esențial. Pentru că nu poți să evoluezi dacă nu riști. Iar eu nu riscam deloc. Eram la poluri total opuse. El risca totul. Iar eu eram extrem de pe safe side. Și datorită lui am început și eu să fiu mai îndrăzneață, să risc, să mă arunc de multe ori cu capul înainte. Și în business te ajută lucrurile astea. Sigur că nu poți niciodată să știi dacă e o decizie bună sau nu, dar dacă nu te arunca în gol, nu vei afla niciodată oricum. Așa că, da, e un lucru important și care a contribuit la dezvoltarea mea. Mulțumesc! Continuăm și mergem cu o întrebare roșie. În 2015, după divorțul de medicul Cornel Brotac, ați plecat într-o vacanță în Turcia, unde l-ați întâlnit pe actorul Burak Özçivit, cunoscut telespectatorilor români, din serialele Suleiman Magnificul și Dragoste Infinită, difuzate aici, la Canal D. Vă citez. Se vedea că era îndrăgostit de mine, mă urmărea, îmi spunea că o să facem copii și că o să mă mut cu el la Istanbul. Nu v-ați mutat în orașul de pe Bosfor, însă în timpul unui zbor spre Dubai, ați întâlnit pe campionul la motociclism, Cătălin Cazacu. Deși amândoi considerați că sunteți predestinați, după numai 8 luni, relația a ajuns la final, iar dumneavoastră ați spus așa. Vreau să îmbrac încă o dată rochia de mireasă, dar mai e până acolo. Încă nu a apărut bărbatul potrivit. Trebuie să săruți multe broaște până să ajungi la prinț. În 2017 ați întâlnit pe omul de afaceri Mircea Vrânzei. Urmează întrebarea roșie. Câte broaște ați sărutat până l-ați întâlnit pe prinț? Acum, să știi că n-am recunoscut prima declarație cu îndrăgostitul copiii, s-ar putea să fie un pic scoasă din context în articolele de presă. Nu foarte multe. Nu am avut multe relații. Trebuie să spun un număr? Trebuie să spun istoria noastră. Nu foarte multe, da, nu foarte multe. Adică nu am avut multe încercări. Eu am fost tot timpul, relațiile pe care le-am avut au fost relații lungi, dar mai cred ceva. Mai cred că, de fapt, aceste broaște pe care le sărutăm sunt, de fapt, lecții care ne ajută să fim mult mai pregătiți atunci când întâlnim prințul. Și cred că asta contează. Să ne întâlnim prințul sau prințesa într-un moment în care suntem suficient de maturi și în care am învățat deja câteva lucruri care să ne ajute ca acea relație care este cea care va fi forever, să ne găsească într-o formă pregătită. Total pregătiți nu cred că vom fi niciodată, dar e important să venim cu un bagaj de experiențe. Mulțumesc, continuăm. Așadar, în 2018, după un an de relație, iubitul dumneavoastră, Mircea Vrânzei, v-a cerut de soție în timpul unei vacanțe în Seychelles. Deși inițial ați anunțat că nunta va avea loc în 2019, ați spus marele da abia în 2021. Evenimentul a avut loc într-o locație spectaculoasă de pe Riviera franceză, la un hotel castel de 5 stele de lângă Nisa. V-au fost alături familia, cei mai buni prieteni și nașii, omul de afaceri Cristian Onățiu și soția sa, Florina. Vă
citez, ne-am dorit să fie un eveniment mediatizat. A fost perfect așa cum a fost. Sărac în invitați și mediatizare, dar foarte bogat în emoții și stări. Un moment de care ne-am putut bucura la maximum. Urmează întrebarea. Când nu v-ați mai dorit să fiți pe prima pagina ziarelor? Într-un mod ciudat, da. De câțiva ani. Cred că sunt 2 ani. De când nu mai simt nevoia, uite, și pe rețelele de socializare. Înainte postam foarte mult și postam lucruri din viața mea de zi cu zi, călătorii, lucruri pe care le fac. A venit un moment, cred că de acum 2 ani, în care am simțit să trăiesc mai mult pentru mine și nu am mai simțit atât de mult să împărtășesc lucrurile astea cu ceilalți, decât în măsura în care ele sunt relevante pentru ceea ce fac eu și, nu știu, dacă e content de beauty sau de business și dacă pot prin contentul meu să inspir sau să ofer informații prețioase altor oameni. În schimb, am considerat că, nu știu, să îmi pozez farfuria cu mâncare sau lucruri care sunt mai puțin relevante din punctul ăsta de vedere nu-și mai au locul în viața mea și în contentul meu. În primul rând pentru că sunt incomplete și oamenii pot privi superficial. Dacă lucrez automat, nu am timp să postez. Dacă sunt în vacanță și postez, poate mulți vor crede că viața mea este o vacanță și că așa arată toate zilele mele. Și atunci cred că a fost într-adevăr un moment în care mi-am dat seama, exact cum îți spuneam la începutul discuției noastre, că între succes și celebritate nu există semnul egal și că succesul real este tocmai acela când nu ești celebru și ai libertatea de a face orice, oricând și să nu trebuiască neapărat să vorbești despre asta. Mulțumesc! Continuăm! Unul dintre invitații de marcă aici la 40 de întrebări a fost omul de afaceri Cristian Onețiu. Desemnat în 2019 cel mai inspirațional antreprenor român, Cristian Onețiu este unul dintre milionarii României ajuns în top 500 Forbes sau top 300 Capital. Astăzi, cu dumneavoastră, am vorbit despre afaceri, investiții, succes, dar și despre eșecul pe care îl considerați o lecție din care ați avut foarte multe de învățat. Am remarcat că răspunsurile dumneavoastră par a fi o replică a discursului lui Cristian Onețiu. Vreau să știu dacă omul de afaceri, care vă este naș de cununie, a contribuit la educația dumneavoastră antreprenorială. Urmează întrebarea. V-a nășit Cristian Onețiu și succesul în afaceri? Da, pot să spun că da și nu doar el, pentru că, uite, încă un caz în care vorbim doar despre bărbat, pentru că și Florina, nașa noastră, este tot o femeie antreprenor și este extraordinar de smart și de pregătită și de inspirațională și ei doi au contribuit foarte mult. Am fost atât de norocoși pentru că, imaginează-ți discuțiile cozy într-o seară în familie care sunt o sursă de inspirație, iar eu am fost încă de la început ca un burete care a vrut să absorbă toate informațiile și toate învățămintele, pentru că ei deja au, cred că, peste 20 de ani de business și au foarte multă experiență. Mai mult decât atât, primul curs la care eu am participat a fost cursul de scale-up al lui Cristi. Eu eram în faza de startup și așa mai fost. A avut el un workshop în cadrul Business Days unde a vorbit despre afacereză și mi-aduc aminte că eu am fost la el și nu înțelegeam absolut nimic pentru că vorbea numai în termeni specifici de business pe care eu la vremea aia nu-i cunoșteam și m-a inspirat, da. M-a inspirat atât m-a ajutat atât în zona de informație cât m-a inspirat și pe zona de mindset și a spus la un moment dat, chiar în acel curs de scale-up, un lucru care m-a motivat, pentru că el cumva s-a minimizat pe el și a spus, dacă eu, un băiat oarecare din Reșița, fără background, fără cine știe ce studii, nici cel mai frumos, nici cel mai deștept, am reușit, pe voi ce vă oprește să reușiți? Și atunci, pentru mine, ăla a fost așa ca un click. Mi-am dat seama, stai că nu trebuie să fiu cea mai bună, cea mai deșteaptă, cea mai pregătită ca să pot să reușesc niște lucruri. Și am crezut în treaba asta, am adoptat-o și am încercat la rândul meu să o transmit mai departe, pentru că dacă mie mi-a făcut bine la momentul ăla, mi-ar plăcea să știu că și auzită din gura mea poate să facă bine altor oameni. Mulțumesc! Continuăm cu o întrebare roșie. Vă citez. În business, nimic nu se cară în cârcă, la propriu.
Așadar, puterea capătă aici cu totul alte conotații decât cea fizică. Este un tip de putere pe care femeile îl dețin cel puțin în egală măsură cu bărbații. În plus, femeile mai beneficiază în business de două caracteristici favorabile: aparenta vulnerabilitate și subestimarea, care le vor servi ca avantaj în multe situații, dar și empatia, care le pot transforma în cei mai buni lideri. Urmează întrebarea roșie. De câte ori v-au subestimat bărbații? Continuă să o facă și nu doar bărbații, și femeile de foarte multe ori. Oamenii m-au subestimat de foarte multe ori. Nici eu nu știam într-un anumit punct despre potențialul care zace în mine, așa cum cred că niciunul dintre noi nu suntem conștienți cu adevărat despre potențialul pe care îl avem. Și cred că tot ceea ce înseamnă subestimare sau părerea altor oameni despre noi, o transformăm prea mult într-o oglindă la care ne raportăm și n-ar trebui să fie așa. Subestimat am fost de foarte multe ori, în foarte multe contexte, fie că vorbim, nu știu, de școală, de contexte de business sau de, uite, show-uri la care participam atunci când eram persoane publice și mergeam la tot felul de show-uri, competiție, unde la fel am fost subestimate de multe ori. N-am luat asta neapărat ca pe un dezavantaj, pentru că, așa cum spuneam în acea declarație, poate să fie și un avantaj. Te ajută atunci când interlocutorul sau competitorul tău te subestimează, pentru că poți să fii un element surpriză sau poate să lase garda jos uneori și să fie mai puțin pregătit. Așa că revenim la oportunități și la specula în sens pozitiv lucruri. Asta e un lucru care poate să fie speculat de o femeie în zona de business. Mulțumesc. Ați spus că, la fel ca în orice cuplu și în familia dumneavoastră, mai apar uneori discuții în contradictoriu. Considerați că este normal să aveți păreri diferite, pe care să le susțineți cu argumente, însă ați mărturisit că discuțiile nu au degenerat pentru că cedați pe rând și terminați prin a face haz de necaz. Mai mult, dumneavoastră ați spus zâmbind că nu vă certați cu soțul dumneavoastră pentru că nici măcar nu aveți timp pentru așa ceva. Soțul, în schimb, a povestit un episod dureros. Îl citesc pe Mircea Brânzei. În urmă cu ceva timp, din joacă, mi-am luat o tigaie în cap de la Denisa. Ea este cocoșul în casă. Se vede destul de clar cine are pene. Urmează întrebarea. Când v-ați altoit ultima dată soțul cu tigaia? Nu l-am altoit niciodată. Cu siguranță a povestit lucrul ăsta la figurat. Nu am dat niciodată cu tigaia în cap nici lui, nici nimănui altcuiva. Fie că vorbim de parteneri sau de persoane, nu știu, familie, prieteni. Nu am făcut asta și cred că femeile pot da cu tigaia în cap partenerului în cazul în care este nevoie, cu alte arme, nu așa în mod direct. Cu ce arme? Păi sunt foarte multe arme. În primul rând, la nivel conversațional, poți să dai cu tigaia în cap partenerului dacă te-a deranjat. Apoi poți din comportament, din fapte, în principiu din vorbe și din fapte. Nu e nevoie să pui mâna pe o tigaie și să lovești pe cineva pentru asta. Bine, mulțumesc. Continuăm. În 2022, soțul dumneavoastră spunea așa: Dubai este noua America și șeicul este un vizionar. A reușit să se adapteze atât de repede încât și-a deschis porțile pentru toată lumea și oamenii iubesc să vină în Dubai. Pentru dumneavoastră, Dubai este locul unde v-ați realizat primele parfumuri, însă nu ați ratat nici oportunitatea unui alt business. V-ați implicat împreună cu soțul dumneavoastră în afaceri imobiliare și în primele 4 luni din 2022 ați vândut aproape 150 de apartamente. La rândul dumneavoastră, ați cumpărat acolo în rate două apartamente cu intenția de a le închiria în regim hotelier. Ați mărturisit că acolo vă simțiți foarte bine și iubiți atât clima cât și climatul, Dubai fiind recunoscut ca unul dintre cele mai sigure locuri din lume. Prin urmare, nu este de mirare că la începutul anului 2022 ați hotărât să vă mutați în luxosul oraș din Emirate. Urmează întrebarea. Este Dubai acasă pentru dumneavoastră? Este a doua casă, pentru că și România e acasă, dar și Dubai a devenit acasă de 3 ani încoace.
Da, este un loc în care ne simțim bine și în care avem parte de liniște. E o energie pozitivă care ne place foarte mult și este un loc foarte bun pentru a dezvolta proiecte internaționale. Are mai multe oportunități decât România din punctul ăsta de vedere, inclusiv dacă ne referim la afacerea mea, mult mai ușor dacă reușești să pornești lucrurile acolo, mult mai ușor devii un brand internațional decât dacă ai porni din România. Bine, continuăm, vă citez. În Dubai, statul nu percepe taxe și impozite, ci doar TVA de 5%. Dacă deții o firmă acolo, nu plătești taxe pe profit, pe salarii sau alte impozite. În aceste condiții, este lens de înțeles de ce tot mai multe persoane aleg să investească sau chiar să se stabilească în Dubai. Printre vedetele care au renunțat la România pentru cel mai popular oraș din Emiratele Arabe Unite, se numără impresara de fotbal Ana Maria Prodan, fostul model Playboy Roxana Marcu, fost soția tenismenului Ilie Năstase, Brigitte Pastramă, sau vedeta TV Ramona Gabor. Cu toate acestea, atunci când dumneavoastră ați postat pe rețele socializare imagini din Dubai, mulți dintre prietenii virtuali v-au acuzat de opulență. Le-ați răspuns ironic așa: palmier, opulență. Flori și iarbă în deșert, opulență. Metroul, ca și opulență, e suprafață. S-a scumpit energia și ăștia becuri, becuri, cum se numește asta? Opulență. Urmează întrebarea: câți bani îți trebuie să o arzi pe opulență la Dubai? Păi tocmai aici e problema, că Dubaiul este opulent el. Indiferent ce postezi din Dubai, poate să fie considerată o postare în care tu vrei să demonstrezi ceva, pentru că sunt palmieri peste tot, pentru că este un oraș în care designul orașului, clădirile, absolut toate sunt construite într-un mod modern, dar și luxos în același timp. Și este foarte greu să pui ceva de acolo care să demonstreze, nu știu, tradiție. Nu prea au tradiții, decât dacă mergi în deșert și te plimbi cu Camila, ceea ce categoric nu poți să faci în fiecare zi. Și da, este unul din motivele pentru care am decis să nu mai postez foarte mult, exact ceea ce povesteam mai devreme, pentru că acolo trăim normal așa cum trăim și aici. Și Dubai, ca și în București sau ca și în orice alt oraș din lumea asta, poți să trăiești simplu sau poți să cheltui bani într-un mod moderat sau poți să cheltui foarte mult. În România la fel. Poți să trăiești și simplu, dar poți să cheltui și foarte mult. Depinde de alegerile pe care le faci, depinde de stilul de viață pe care vrei să-l ai. Noi am plecat acolo din considerente de business, dar și pentru că ne place foarte mult locul. Înainte de a ne muta acolo, am avut, cred că, 4 weekenduri la rând în care am făcut așa ruta București-Dubai și ne-am întors doar pentru a petrece weekendurile, și ăla a fost momentul în care ne-am dat seama că poate ar trebui să luăm în considerare să ne mutăm acolo. Apoi a venit pandemia și ne-a învățat că putem lucra de la distanță și că atâta timp cât ai o conexiune la internet, poți lucra de oriunde, nu trebuie să fii fizic la birou în fiecare zi sau un depozit. Și că dacă ne-am muta, asta nu va afecta cursul afacerilor noastre de aici, dar în același timp am deschis și o altă afacere acolo în domeniul imobiliar. Așadar, da, este opulent Dubaiul, dar depinde foarte mult cum ales să trăiești, pentru că poți să trăiești și simplu și la extreme în același timp. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În martie 2023, la aniversarea de 5 ani a brandului dumneavoastră de parfumuri, ați afirmat cu mândrie că dețineți peste 60 de magazine în numai puțin de 16 țări. Cu toate acestea, după ce presa a notat că cifra noastră de afaceri a depășit 7 milioane de euro în 2022, ați spus așa: eu nu sunt milionară, ci doar conduc un business care atinge aceste cifre anual. Nu am luat eu profitul, firma a crescut așa că am pus drojdie să crească. Deși reinvestiți profitul, în 2021 recunoșteați că ați blocat aproximativ 5% din cifra de afaceri pentru a vă asigura că aveți bani albi pentru zile negre. Vă citez. Asta cred că vine din sindromul omului sărac, care trebuie să se simtă el confortabil psihic, să știe că are ceva pus deoparte. Urmează întrebarea roșie. Ați depășit complexul omului sărac? Nu știu dacă l-am depășit în totalitate. Tind să cred că nu, pentru că tot timpul rămâne acolo
rămân niște sechele, niște obiceiuri, niște comportamente specifice pe care tu le dezvolți în mod mecanic, fără să le conștientizezi. De anul trecut ni s-a alăturat în companie un general manager și mi-a spus că stăm foarte bine pe cash flow și am răspuns același lucru, i-am spus da, pentru că mi-e teamă să nu existe vreodată o zi în care, nu știu, să trebuiască să dăm salariile oamenilor, să nu avem de unde. Și sunt destul de responsabilă din punctul ăsta de vedere. Sunt avantaje și dezavantaje, pentru că banii se fac cu bani și de foarte multe ori asta poate să însemne că tu oprești dezvoltarea. Dar având în vedere că ne-am dezvoltat frumos, sunt împăcată cu faptul că am fost și precaută până astăzi în business și că am păstrat tot timpul depozite și am avut grijă să nu rămânem niciodată pe zero, pentru că, sincer, spun, n-aș fi putut să dorm noaptea. Numai când vedeam că ne scade soldul din cont și știam că urmează investiții sau perioada în care trebuia să ne facem stocuri pentru Black Friday, sărbători, alea erau momentele cumplite pentru mine. Nu sunt genul de antreprenor care ar putea să riște la maximum, pentru că n-aș face față din punct de vedere psihic. Care este cea mai mare frică a dumneavoastră în business? Frica de eșec. Nu mi-este frică să greșesc, pentru că știu că există soluții la orice și că orice greșeală se poate corecta. Dar când spui eșec, deja înseamnă că ai cam epuizat toate variantele și că e un deznodământ nefericit. Și da, asta este singura mea frică. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie. Vă citez. Părinții noștri au făcut foarte mari sacrificii ca să ne susțină pasiunea, să cumpere instrumente muzicale și să plătească școli de muzică. Tatăl nostru făcea taximetrie ca să ne întrețină. Mama a renunțat la serviciu ca să se ocupe de noi și am găsit-o plângând în bucătărie pentru că nu mai aveau bani să ne cumpere dulciuri. Mama dumneavoastră, Vivi Tănase, vă pregătea și ținutele de scenă, în timp ce tata, Ion Tănase, a fost și șofer și bodyguard la concertele trupei Bambi. Ați format împreună cu părinții dumneavoastră o echipă din toate punctele de vedere, iar legătura era atât de puternică încât, chiar și atunci când ați devenit tinere femei, vă petreceați vacanțele cu ei și aveați grijă să fiți împreună la toate aniversările din familie. Primul noastră soț chiar a avut o problemă cu această relație foarte apropiată. Acum când v-ați recăsătorit și sunteți foarte implicată în afaceri, ați spus așa: sunt dese momentele de vinovăție în care conștientizez că timpul petrecut cu părinții mei este prețios și nimic nu este garantat pe viață. Urmează întrebarea roșie. V-ați desprins vreodată cu adevărat de părinți? Nu. Și nici nu-mi doresc să întâmple asta. Pentru că ei sunt părinții noștri, noi suntem copiii lor, suntem un nucleu, suntem o familie și nu văd de ce te-ai desprinde. A, că pleci de acasă și îți formezi familia ta și evoluezi și te maturizezi într-un mod firesc. Este cu totul altă discuție. Noi încă avem acele vacanțe anuale în patru despre care povesteai mai devreme. Uite, acum două zile ne-am întors din Viena, tot așa dintr-o călătorie de afaceri și ai mei tocmai gătiseră, au făcut seră mâncare, ne-au sunat. Ați aterizat, trimiteți un număr să vă trimitem mâncare caldă. Și le-am făcut o surpriză, eu și sora mea, și am fost direct la ei fără să îi anunțăm. Atâta bucurie au avut doar că ne-au văzut în ușa casei și ne-am dat seama că atât de rar ne mai văd în ultimul timp și atât de importante sunt momentele astea pentru ei și pentru noi, dar aș fi ipocrită să spun că pentru ei nu sunt mai importante decât sunt pentru noi, încât cred că merită să ne rupem din ceea ce facem și să ne aducem aminte de părinți așa cum sunt, pentru că am avut situații în care vorbeam cu oameni și spuneau: da, dar părinții voștri au făcut lucruri pentru voi. Fiecare părinte cred că a făcut lucruri pentru copilul lui așa cum a știut, așa cum s-a priceput, așa cum au știut ei în generația lor, cu mentalitatea lor de atunci, cu obiceiurile lor de atunci. Nu cred că trebuie să-i judecăm absolut deloc. Și cred că ar trebui să-i cinstim pentru lucrurile frumoase pe care le-au făcut pentru noi, acordându-le timp până la urmă, pentru că doar despre asta e vorba. Mulțumesc. Continuăm. În 2014, presa nota că v-ați cumpărat o vilă în Bragadiru și remarca obiectele de mobilier polite cu aur
cu care ați decorat-o. Numai presul șifonierului a fost estimat atunci la aproape 4.000 de euro. În acea perioadă aveți un contract de imagine cu o firmă de mobilă din Pitești. Așa că părea că v-ați ales după bunul plac orice piesă care v-a plăcut. Aveați în plan să lansați și câteva seturi cu numele dumneavoastră, precum dormitoarele Raluca Pur sau Denisa Royal. Vreau să știu cât de mare a fost valoarea contractului de imagine cu firma de mobilă. Urmează întrebarea. Câtă mobilă aurită v-ați luat pe barter? Vă imaginați, cred că nu eu, drăgușorul familiei, a vrut mobilă ca la castel, ci prințesa familiei, și anume Raluca. Pentru că ea trăiește ca la castel. A fost o mobilă aleasă de ea. A fost un contract în care, da, ne-a mobilat toată casa atunci, din câte mi-aduc aminte. De fapt, era un duplex. Noi locuiam în jumătate de casă, în cealaltă jumătate de casă locuiau părinții noștri. A fost o valoare, un contract de imagine care nu a fost plătit în bani, ci în produse. Și mobilierul a fost ales de sora mea, de altfel și l-a și luat în momentul în care s-a mutat singură, pentru că nu era neapărat genul de mobilă care este și pe gustul meu. Noi suntem foarte diferite, inclusiv din acest punct de vedere. Bine, dați-mi o estimare așa. Te-aș minți dacă ți-a zice o sumă, pentru că nu mi-aduc aminte real. Chiar nu mai știu cât valorau. Cu siguranță de ordinul zecilor de mii de euro cumulat. Bine, mergem cu o întrebare roșie. În 2015 ați participat împreună cu sora dumneavoastră la un reality show unde v-ați testat limitele și v-ați înfruntat fricile. Fie că ați dormit într-o unitate militară sau într-un cort, telespectatorii v-au văzut cum, înainte de culcare, îngenunchiați pentru a spune o rugăciune. De altfel, dumneavoastră v-ați descris ca fiind o persoană credincioasă și, de-a lungul timpului, ați vorbit de mai multe ori despre viețile sfinților în emisiunile unde erați invitată sau ați postat pe rețelele de socializare rugăciuni. Paparații v-au fotografiat de mai multe ori intrând în biserică, iar dumneavoastră ați povestit că la împlinirea vârstei de 23 de ani nu v-ați dorit să organizați o petrecere, ci ați mers la o mănăstire din județul Prahova. Însă în 2021 ați spus așa: nu mai sunt atât de practicantă, Dumnezeu e cu noi tot timpul. Am înțeles că nu e vorba atât de mult de a practica asta, ci de a trăi în spiritul lui Dumnezeu. Urmează întrebarea roșie. V-au îndepărtat afacerile de biserică? Nu, din contră. Cred că odată cu dezvoltarea mea pe plan profesional a avut loc și o dezvoltare pe plan spiritual, dar nu în sensul de... Nu am devenit habotnică. Între adevăr, nu am mai alocat atât de mult timp rugăciunilor, mersului la biserică. Mergeam foarte mult și la mănăstiri înainte, aveam timp și făceam asta și îmi plăcea să fac asta. Nu spun că este corect sau greșit, dar spun că am descoperit faptul că Dumnezeu este mai mult de atât și că e foarte important prin ceea ce facem în fiecare zi să servim acestei cauze supreme și că e foarte important, uite, odată cu dezvoltarea afacerilor, mi-am permis să pot să ajut mai mulți oameni și am devenit chiar mult mai empatică decât eram înainte, pentru că cred că la nivel de subconștient m-am simțit datoare. Am conștientizat cât de mult am primit și am simțit nevoia să întorc cumva. Și mi-am dat seama că dacă Dumnezeu mi-a dat niște lucruri, nu mi le-a dat să le păstrez pentru mine, ci mi le-a dat ca prin mine să lucreze, să ajute și alți oameni. Și nu simt că m-am îndepărtat de Dumnezeu, pentru că atât de mult mă ajută în fiecare zi și în fiecare moment. Dumnezeu, am spus. Am spus de biserică. De biserică. A, da, că n-am mai fost la fel de practicantă. Dar mergem în continuare. Uite, și în Dubai avem... Există, mi se pare, cea mai bună dovadă din partea guvernului de acolo de acceptare a naționalităților. În Dubai există un cartier cu biserici. Toate religiile. Și acolo noi încă nu avem biserică românească, dar se țin slujbele în biserica grecilor și slujba noastră se ține sâmbăta. Și când sunt acolo, mergem sâmbăta la Sfânta Liturghie și mergem la biserică. Într-adevăr, poate nu mai facem la fel de des cum o făceam înainte, dar Dumnezeu e în continuare prezent în viața noastră. Mulțumesc. Continuăm. Multe persoane consideră că religia nu este compatibilă cu credințele populare sau cu superstițiile. Dumneavoastră, deși sunteți o femeie credincioasă, ați mărturisit că sunt anumite obiceiuri de la care nu vă abateți.
astfel. Aveți întotdeauna grijă ca în noaptea dintre ani să aveți bani în portofel, iar pe masă pește și struguri. Mai mult, ați povestit că brățările făcute din fructe de rudraksha, un arbore din India, vă ajută să vă găsiți echilibrul sufletesc și vă poartă noroc. Ați menționat că aceste brățări nu pot fi purtate continuu. Vă citez. Nu ai voie să le porți atunci când faci sex sau când te speli. Altfel, trebuie curățate cu fum de tămâie. Urmează întrebarea. De câte ori v-ați tămâiat brățările? Nu le mai am. A fost într-adevăr o declarație pe care am dat-o acum câțiva ani. De atunci și până acum n-am mai avut nici bani în portofel de Revelion, pentru că nu mai, foarte rar am cash, de obicei folosesc cardul. Nici nu țin neapărat să mai mănânc pește, nici struguri pe masă. Mi-am dat seama că puterile astea sunt în noi mult mai mult decât în obiecte care ne înconjoară. Și e o declarație pe care, da, știu că am dat-o la un moment dat, dar cu care nu mai rezonez astăzi. Dar aceste puteri pot fi amplificate? Mi-ați spus că sunt în noi. Da, pot fi amplificate prin ceea ce gândim, prin vibrațiile pe care noi le transmitem. În primul rând, de la gând pornește totul, pentru că... De la mindset, adică? De la mindset, da. Cum? Este foarte important să ne poziționăm pe noi. Sau uite, îți dau un alt exemplu. Se întâmplă un lucru neplăcut, să spunem. E foarte important nu ce se întâmplă, ci felul în care tu te raportezi la lucrul acela. Sunt persoane care se lamentează, sunt persoane care își găsesc scuze pentru orice lucru rău din viața lor, sau sunt persoane care încearcă, din contră, să rămână într-o fază pozitivă, optimistă, de autoironie uneori, și să treacă mai ușor prin lucruri și să încerce să găsească oportunități sau să găsească lucru bun în ceea ce li se întâmplă. Nu știu, poți să fii nervos că e trafic și că ești blocat în trafic și deja toată ziua ta este distrusă. Sau poți să te bucuri pentru faptul că ai capacitatea de a conduce un automobil, că ai șansa asta pe care unii nu au pentru că, nu știu, ori nu-și permit să-și cumpere o mașină sau poate nu pot conduce, nu au două mâini, nu au două picioare. În fiecare moment noi ne plângem pentru niște lucruri care ne mulțumesc, fără să fim, de fapt, recunoscători pentru cele pe care le avem și pe care le luăm ca și cum ni se cuvin. Mulțumesc! Ați mărturisit că în momentele de cumpănă, vorbele preotului Nicanor Lemne, duhovnicul dumneavoastră, v-au adus alinare. În 2017, la vârsta de 101 ani, părintele a părăsit această lume, iar dumneavoastră, îndurerată, ați spus așa: dacă sunt lacrimi, nu sunt pentru el. El de acum e bine, sunt pentru mine. Știu că mă voi împiedica iar și el nu va mai fi acolo să-mi spună încotro. Preotul Lemne a fost discipul al părintelui Arsenie Boca, la al cărui mormânt, aflat la mănăstirea Prislop, ați fost în pelerinaj împreună cu sora dumneavoastră. Vă citez. Ne-am rugat și când am plecat, am luat câteva pietricele de pe mormânt, crezând că ne va merge bine. Nu a fost deloc așa. Speriate, am dus înapoi pietrele, i-am cerut iertare părintelui și, uite așa, am scăpat de ghinion. Urmează întrebarea. Cât ghinion v-au adus pietrele furate de la mormântul lui Arsenie Boca? Nu cred că ne-au adus ghinion. M-am emoționat acum când ai povestit despre părintele Lemne. Pentru că, da, într-adevăr, mi-e foarte dor de el și inclusiv în ziua de astăzi am printre icoane o poză cu el. Cât despre pietricele, iar intrăm în zona de superstiții cu care nu mai rezonez astăzi, așa că nu cred că ne-au adus ghinion, cred că așa ne-am raportat noi la acel moment la ele și am făcut o superstiție din aceste obiecte, dar încă o dată astăzi mă raportez diferit și nu. De ce vă este atât de dor de Părintele Lemne? Mi-e dor de energia și de căldura, ca de un bunic pe care îl pierzi la un moment dat și de care ți-e dor, pentru că el a fost alături de noi în momente nu foarte ușoare și reușea cumva să ne pună pe toți împreună și să ne arate direcția. O definiție a iubirii autentice, un om de la care am învățat un lucru foarte important și anume un dușman de-a lui din vremurile tinereții lui i-a făcut un rău, nu mai rețin ce, și părintele l-a îmbrățișat
Și la doar, de ce mă îmbrățișez? Că eu tocmai ți-am spus un lucru rău. Și părintele a răspuns, pentru că eu te iubesc. Și cumva eu port cu mine ideea asta, că dragostea este mai presus decât ura, este cea care vindecă orice. Și că deja viața pe care o avem este plină de provocări și de ispite și cred că foarte mult ne îngreunăm noi viața prin faptul că suntem răi de foarte multe ori, că avem o răutate, că avem ambiții, dar nu la modul de ambiții constructive. Și că ar putea să fie atât de simplu și noi complicăm lucrurile atât de mult. Mulțumesc. Continuăm. În 2018, Bambi a lansat videoclipul piesei Iubirea mea secretă, în care presa a remarcat că atât dumneavoastră cât și Raluca ați abordat un look fresh și mult mai sexy. Apoi, în 2019, avea premiera piesa Aceeași poveste. Tot atunci, Raluca a dezvăluit că ea și-ar fi dorit să cântați muzică populară, dar dumneavoastră ați refuzat pentru că vă plăcea mai mult genul pop-rock. Ați vorbit amândouă despre varianta unor cariere solo, dar dumneavoastră nu ați mai urcat pe scenă din 2020, preferând să vă lansați în afaceri în care ați cooptat-o și pe sora dumneavoastră. Vă citez. Am luat-o cu forță la început. Venea cu mine la întâlniri și plângea după ce terminam și spunea: nu înțeleg ce vorbiți, nu-mi place. Eu sunt artist, eu fac altceva. Vreau să știu dacă a renunțat și sora dumneavoastră la muzică. Urmează întrebarea. Ați investi în cariera solo a surorii dumneavoastră? Dacă ea și-ar dori, da. Nu cred că ar avea nevoie să investesc eu, pentru că ea îmi este parteneră în unele locații pe care noi le avem. Ar putea să-și financeze singură orice alt proiect extern business-ului de care ne ocupăm astăzi. Nu știu dacă și-ar dori și nu știu dacă ar mai avea timp, pentru că, deși în ultimii ani ea și-a asumat un rol cumva în umbra mea, am reușit să o corup și să o aduc alături de mine și este o persoană care contribuie semnificativ la ceea ce noi facem astăzi. Vă certați? Nu. Cred că mai mult ne certam înainte decât ne certăm astăzi. Sunt momente în care gândim diferit. Eu sunt foarte dificilă ca și coleg de lucru, pentru că țin foarte mult la zona de branding și sunt obsesiv-compulsivă. Ea de multe ori vine cu foarte multe idei care mie mi se par nepotrivite pentru business și i-a fost foarte greu să înceapă, pentru că la început îmi propunea tot felul de proiecte și eu le refuzam pe toate și mi se păreau că nu sunt potrivite pentru brandul nostru, nu putem să facem asta. Ulterior a început și a dat seama și a început să facă proiecte singură, fără să mi le mai comunice dinainte, și mi le arăta direct când erau gata. Și îmi plăceau când le vedeam gata, făcute așa. Ea și-a câștigat singură un loc la masa noastră de decizii, pentru că, să știi, că niciodată nu am fost părtinitoare în afaceri. Chiar dacă era sora mea, niciodată nu am făcut diferențe sau nu a avut un rol privilegiat doar pentru că este sora mea. Și astăzi lucrăm împreună pe partea de R&D, pe partea de dezvoltare produse noi și pe unele locații pe care le avem împreună. Cum ați reușit să o convingeți, să o aduceți lângă dumneavoastră? Cu greu. Dar timp. Am reușit cu greu, pentru că la început nu înțelegea nimic. A trecut prin aceeași fază prin care am trecut și eu, doar că nu cu deschiderea cu care am trecut eu, ci cu un blocaj în care i-a spus: nu, asta nu-i pentru mine, eu nu pot să fac treaba asta, nu înțeleg nimic, nu-mi place, eu sunt artist, eu vreau să fiu pe scenă. Cred că am luat-o ușor după mine, fără să-și dea seama, și nu i-am mai impus, și cumva, într-un mod natural, a început să asimileze informațiile și să se simtă pregătită la un moment dat să activeze. Acum îi place și ei foarte mult. V-am mulțumit? Da. Întotdeauna spune lucrurile astea. E o persoană extrem de obiectivă și tot timpul, adică mi se pare, nu neapărat că mulțumește, din contră, mi se pare că nu își acceptă meritele ei și partea ei de contribuție, pentru că uneori spune datorită ție și nu e doar datorită mie, pentru că eu nu sunt one man show. Eu am și o echipă care lucrează alături de mine și o am și pe Raluca și sunt multe alte persoane care contribuie în mod activ. Mulțumesc. Continuăm. Mergem cu o întrebare roșie.
Presa a notat în 2006 că v-ați mărit buzele cu bioalcamidă, o substanță pentru injector cu caracter permanent. După o perioadă, uleiul injectat a început să se deplaseze sub piele și v-ați confruntat cu inflamații, noduli și asimetrii la nivelul buzelor. În 2015, regretatul medic Călin Doboș, considerat chirurgul vedetelor, a reușit să vă scape substanța care timp de 9 ani vă cauzase atât de multe probleme. În 2010, ați ajuns la o clinică privată din străinătate pentru o operație de mărirea bustului, iar în 2017 ați renunțat la bustul generos și ați optat pentru un implant cu silicon potrivit dimensiunilor corpului dumneavoastră. Presa a notat că ați mai făcut și o rinoplastie, dar și că ați apelat la o metodă non-invazivă de ridicare a pomeților. Jurnaliștii au scris că, deși atunci când evoluați în trupa Bambi, erați foarte diferită fizic de sora dumneavoastră, în urma intervențiilor ați ajuns să semănați foarte mult, chiar să păreți gemene. O citesc pe Raluca. Nu trecem de limită niciodată și cred că asta contează cel mai mult. Să știi când să te oprești. Urmează întrebarea roșie. V-ați oprit? Are tinereții valuri. Da, noi fiind și expuse, tot timpul eram la curent cu tendințele, eram contactate, a apărut nu știu ce tehnologie, haide să o încerci. Și da, cred că așa se întâmplă de obicei. Când suntem tinere, vrem să punem mult make-up, să ne coafăm cât mai într-un fel în care să părem mai mature și după aia ajungem la o vârstă la care ne oprim, cum ai spus și tu mai devreme, și încercăm să mergem cât mai mult în zona naturală. Nu exista informație la vremea aia și pe noi ne încântase mirajul ăsta. Dar am făcut-o într-un mod asumat, nu știu să spun dacă a fost bine sau nu, pentru că în egală măsură erau persoane publice care făceau lucruri, dar nu spuneau niciodată. Noi, pentru că am făcut-o într-un mod asumat, s-a și discutat foarte mult pe subiectul ăsta, poate mai mult decât era cazul. Sunt o femeie de business care promovează frumusețea și domeniul business-ului meu este industria beauty, așa că sunt în continuare pentru orice înseamnă îngrijire, pentru orice înseamnă tratamente, metode invazive sau neinvazive, dar sunt foarte mult pentru natural și pentru a ne păstra identitatea și a nu intra într-un tipar less is more, ca să fiu mai scurtă. Mulțumesc. Continuăm. În toamna anului 2018, ați devenit distribuitor exclusiv al unor produse coreene de îngrijire a pielii. Ulterior, ați încheiat colaborări cu tot mai multe branduri, astfel că în prezent, în portofoliul dumneavoastră se regăsesc peste 400 produse de skincare și îngrijire personală din Coreea, Polonia sau Slovacia. Mai mult, în urmă cu 2 ani, ați introdus și o categorie de fashion de care se ocupă sora dumneavoastră. Ați ajuns un jucător important pe piața din România și ați mărturisit că unul dintre cele mai emoționante momente trăite ca antreprenor a avut loc pe 15 octombrie 2021, când ați primit statutul de furnizor al Casei Regale Române. Vreau să știu care este parfumul preferat al majestății sale Margareta, custodele coroanei române. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră? Wow, ce întrebare! Nu știu să-ți spun care este cea mai mare realizare. Uite, noi avem un brand profile pe care îl prezentăm partenerilor și de obicei la târguri și mie îmi face o deosebită plăcere întotdeauna să fiu eu cea care îl prezintă. Și acolo avem mai multe slide-uri, printre care este acest slide în care le comunicăm oamenilor faptul că suntem furnizori ai Casei Regale și, ca să-ți răspund așa ca o paranteză, aromele cu trandafir sunt preferatele majestății sale. Apoi sunt slide-urile în care vorbim despre cozile pe care le-am înregistrat la deschiderile magazinelor noastre și cred că, da, ăsta aș putea să-l numesc ca pe o realizare mare. Să reușesc să aduni sute de oameni într-un mall, chiar în timpul pandemiei, este ceva ce, din ce știm și din ce ne-au comunicat și mall-urile în care activăm, nu s-a mai întâmplat până acum.
Dar la fel de mult mă bucură și slide-ul în care vorbim despre acțiunile de CSR pe care le avem, de donațiile pe care le facem sau de acțiunile în care am vândut ursuleți de pluș și am donat banii unui spital pentru copii. Cred că este un cumul, cred că este un mix. Sunt extrem de mândră pentru că am reușit să ieșim cu brandul ăsta în afara țării și o să fiu cu adevărat realizată și împlinită în momentul în care brandul nostru va fi cunoscut aproape în orice colț din lumea asta. Mulțumesc! Mergem cu ultima întrebare. Ați povestit că în perioada primului mariaj ați avut o relație foarte strânsă cu fiul pe care fostul soț îl avea dintr-o relație anterioară, vă citez. Petreceam foarte mult timp împreună cu cel mic și m-a copleșit cu iubirea lui. Cum dumneavoastră nu ați ascuns niciodată faptul că vă doriți să aduceți pe lume un copil, nici presa nu a ezitat să vă întrebe în repetate rânduri despre momentul plănuit pentru acest lucru. În 2022 le-ați răspuns jurnaliștilor așa. Cu siguranță eu și Mircea ne dorim un copil. E proiectat de mult. Ce ține de noi, facem. Mai departe, e de sus, de la Dumnezeu. Pare că până acum Dumnezeu v-a îndeplinit toate celelalte dorințe. Urmează întrebarea. Sunteți pregătită să deveniți mamă? Eu cred că sunt și îmi doresc, dar nu îmi doresc cu orice preț. Pentru că, în egală măsură, eu cred că există un timp perfect pentru toate. Și nu ți-ascund faptul că am cochetat și cu ideea de a face fertilizări sau inseminări. Dar nu am fost niciodată cu adevărat pregătită pentru procedura asta. Cu cât mă apropiam ca informație de asta, admiram mai mult femeile care au avut puterea să facă asta, pentru că mi se pare un proces greu. Și nu m-am simțit pregătită pentru el, pentru că m-am gândit că până la urmă Dumnezeu știe foarte bine când e momentul potrivit pentru fiecare dintre noi și până la urmă dacă este potrivit pentru fiecare dintre noi. Nu știu dacă fiecare femeie din lumea asta trebuie neapărat să fie mamă, chiar dacă îți spun că îmi doresc și că mi-ar plăcea foarte mult să pot să fiu mamă și iubesc copiii. Sunt capabilă să ofer extrem de multă dragoste unui copil care nu e al meu. Apoi, dacă ar fi al meu, nu știu cum ar fi, dar cu siguranță m-ar împlini foarte mult. Dar nu vreau să fac din asta o doză de egoism și să-mi doresc asta pentru mine sau pentru a avea un tablou perfect, pentru că, uite, am reușit până acum tot, cum ai spus și tu, Dumnezeu ni le-a dat pe toate. Uite, pe asta o mai am ca să fiu omul perfect cu viață perfectă. Cred că, de fapt, noi ne șlefuim cu adevărat atunci când nu obținem chiar tot ce ne dorim și cred că există un scop pentru toate lucrurile astea pe care eu sunt pregătită să îl înțeleg și de puțin timp, pentru că am trecut prin toate etapele, inclusiv etapa în care îmi doream atât de mult încât vedeam copii și îmi dădeau lacrimile pentru că mi-aș fi dorit tare mult să pot să am și eu un copil și să fiu mamă, acum am trecut într-o etapă de acceptare și de liniște în care las lucrurile să curgă într-un mod firesc, cu încredere că Dumnezeu le așează așa cum știe El mai bine. Mulțumesc! Acestea au fost cele 40 de întrebări. Mulțumesc pentru că sunteți aici în platoul emisiunii 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor adresate și ne-au mai rămas la dispoziție 9 minute. Dacă sunt chestiuni, ce v-ați dorit să vă întreb și eu nu am făcut-o. Dacă sunt elemente din biografia dumneavoastră, ce mi-au scăpat sau dacă sunt pur și simplu chestiuni pe care vreți să le dezvăluiți, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Îți mulțumesc pentru invitație și este ciudată ipostaza. Mă bucur că am reușit să mă bucur de conversația asta fără a fi atât de stresată. Recunosc că la început am fost un pic emoționată pentru că este un interviu atipic. Cred că v-ați făcut temele extraordinar de bine și îți mulțumesc că mi-ai adus aminte de momente pe care până și eu le uitasem. Nu cred că ar fi ceva de menționat în mod special. Cred că ați avut voi grijă să le punctați pe toate. Bine. O să înceapă evaluarea mea. În interviu atipic ați spus, eu l-aș numi un interviu foarte frumos. Nu m-am hotărât încă dacă este despre reinventare sau despre destin, pentru că poate fi despre ambele. Eu încă nu am acest răspuns, dar cu siguranță este un interviu cu o femeie care a fost în permanență
sinceră și asumată în cel mai corect și simplu mod în care poate fi interpretat acest cuvânt. Sinceritate, asumare, multă cumpătare în tot, în toate declarațiile, foarte multă diplomație. Mi-ați spus așa, de esența succesului, despre aroma succesului, mi-ați vorbit în termeni de consistență, viziune, muncă și mindset. Da, un interviu consistent în care mi-a făcut plăcere să văd cum o femeie care a pășit în viața așa visătoare s-a transformat într-o prezență matură, conștientă, cu încredere în Dumnezeu și pregătită în păreți pentru toate provocările și sper eu să fie dintre cele mai frumoase pe care viața vi le rezervă. Aș mai nota ceva apropo de această legătură impresionantă pe care o aveți cu familia noastră, mama, tata și sora noastră, Raluca. Sunteți, da, în continuare așa un nucleu și e un lucru foarte rar, foarte aparte și abia acesta este un lucru atipic apropo de poveștile viață pe care eu le-am întâlnit până acum aici la 40 de întrebări. Mulțumesc, Denisa Tănase, pentru prezența la noi la emisiune. Îți mulțumesc. Dragi telespectatori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!